Vă rog telefoanele pe silence, le dați, da? Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local și pentru că suntem la prima ședință de Consiliul Local în 2017, vă transmit dumneavoastră, celor de acasă, tuturor dărmăneștenilor și celor care ne urmăresc, un an bun să aveți, să fiți sănătoși și colegilor din Consiliul Local să voteze în 2017, în primul rând, în interesul cetățeanului. Dă drumul la ședința de Consiliu și îl rog pe domnul președinte de ședință să dea cuvântul ordinei de zi. Bună ziua! Vom da cu citire ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 27.12.2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Imbrea Paul în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL din 24 pe 16, luna a 5-a 2014, privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și asigurarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție, asfaltare drum și amenajare rigole în cartierul Vrăturești, oraș Dărmănești, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat de către GAL, Valea Muntelui, măsura M5 pe 4A, infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2017, prestate de către beneficiarii de ajutor social. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la nivelul orașului Dărmănești. Punctul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 45 din 19.07.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrație ale universităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Dărmănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în cazul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești pentru anul 2017. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea secei de gaz Grid ESA a unor suprafețe de teren însumând 2.827 metri pătrați, aparținând domeniului public al orașului Dărmănești. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeței de 5.742 metri pătrați, teren situat în extravilanul orașului Dărmănești, punct pensiunea Șoimă. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind participarea unității administrative teritoriale orașului Dărmănești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor AME aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională de Locuințe situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017. Iar punctul 17. Diverse. Vom începe prin a supune la vot punctul 1. Procesul verbal din... supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Vom începe prin a aproba procesul verbal din data de 27.12.2016. Cine este pentru?
Abține? Împotrivă? Și procesul verbal a fost de asemenea unanimitate votat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău, în anul școlar 2017-2018. Și astfel se propune, se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din orașul Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu avizul emis de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, se aprobă anexa 1, OA1, în ceea ce privește rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă orice alte prevederi contractuale. Contractare. Contractare. Da, vreau să fac câteva precizări. În fiecare an se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale, așa cum spunea domnul președinte de ședință, avem avizul emis de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, avem anexa 1 care precizează cum va arăta rețeaua unităților de învățământ în anul școlar 2017-2018, s-a discutat în comisii, s-a dezbătut, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vom supune la vot. Cine este pentru? Domnul Roman? Vă rog, domnul primar, să interveniți la Plopu. Acolo e o problemă. Doamna directoare, care este nou instalată, nu a luat încă în primire inventarul școlii, deci nu are răspunderea necesară, întrucât ceva din inventar dispare de acolo. Și am discutat la Consiliul de Administrație să vină la dumneavoastră să stabiliți care va fi calea de urmat, pentru că nu-i corect în 6 luni să nu aibă inventarul școlii. Da, a venit doamna director la mine, am avut discuții pe tema asta, am stabilit exact ce trebuie făcut și în lege este precizat foarte clar ce trebuie făcut. Cred că doamna director nu s-a, eu știu, implicat suficient în preluarea inventarului. Eu consider că e o problemă rezolvată, am avut discuții așa cum am spus. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate pentru. Punctul 3. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Imbrea Paul în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Se propune. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență familiei Imbrea Paul cu domiciliu în Dărmănești, strada Uzinei, numărul 126, județul Bacău, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu, în valoare de 5.000 lei, costând în învelitoare tablă pentru acoperiș. Vreau să fac o precizare înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre. Știți foarte bine că la sfârșitul anului 2016 a avut loc un incendiu la locuința familiei Imbrea Paul, situată în Sălătruc. Acolo am personal, am fost și am discutat cu mai mulți cetățeni din orașul Dărmănești care și-au manifestat dorința de a sprijini această familie aflată în nevoie. Iar proiectul propune ca și Consiliul Local să vină în sprijinul acestei familii prin învelitoarea de tablă. Am făcut o evaluare acolo și ar fi necesar 5.000 de lei pentru a cumpăra învelitoarea de tablă care să, din tablă care să poată să rezolve problema acoperișului. E o familie tânără, sunt 3 copii mici, știți foarte bine situația, cred că ar trebui să-i susținem și să votăm favorabil acest proiect de hotărâre. S-a implicat și parohia acolo. Parochia mai mulți. Și parohia a venit și părintele la mine, și persoane fizice, și mai mult nu i-aș nominaliza, pentru că nu cred că e bine să-i nominalizăm. Cert este că și Consiliul Local, așa cum am spus, trebuie să vină și să sprijine familiile aflate în nevoie. Cred că 5.000 de lei nu e o problemă, să zic așa, cu bugetul Consiliului Local și sper ca în cel mai scurt timp această familie să se mute în casă, pentru că acum stau prin vecini. Dacă nu mai sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate a fost votat proiectul de hotărâre. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 24, din data de 16.05.2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și asigurarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție, asfaltare drum și amenajării gole în cartier de Dătărâi, județul Bacău.
se propune. Se modifică prevederile articolului 1 și articolul 2 din HCL numărul 24 din data de 16.05.2014 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și asigurarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție, asfaltare drum și amenajare de gole în cartier Brătulești, oraș Vărmănești, județul Bacău. Ca urmare a modificării devizului general, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Vreau să fac o precizare și aici. Este vorba de drumul din cartierul Brătulești, care a fost asfaltat parțial printr-un program finanțat de PNDR și datorită faptului că în cursul anului, la sfârșitul anului 2016 și în începutul 2017 s-a modificat cota de TVA, devizul general a suportat modificări în sensul scăderii valorii de la 20% la 19%. Este un proiect în proporție de 80% finalizat. Mai există un rest de lucrări care în primăvara anului 2017 vor fi demarate și finalizate. Deci cum vremea ne permite, constructorul, am avut discuții cu el, va interveni, va finaliza acest proiect. Așa cum spuneam, sunt modificări datorită cotei de TVA. În rest, toate valorile rămân neschimbate. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitatea Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat de către GAL Valea Muntelui, măsura IM15-4A, infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor. Astfel se propune. Se aprobă realizarea proiectului, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe râul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat de către GAL Valea Muntelui, măsura IM5-4A, infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, având în vedere următoarele. Necesitatea și oportunitatea investiției. Punctul 1. Necesitatea investiției rezidă în faptul că infrastructura de prevenire și protecție împotriva inundațiilor în orașul Dărmănești este insuficient dezvoltată, fiind expusă inundațiilor. Începând cu anul 2005, au fost înregistrate numeroase evenimente, numai inundațiilor din anul 2016 au fost afectate un număr de 19 km de drumuri, 5 podețe și punți piedonale și au fost distruse un număr de 2,5 hectare de teren arat. Toate acestea fiind cauzate cu preponderență datorită unei slabe infrastructuri în ceea ce privește lucrările de regularizare a curselor de apă. Râuri cu râuri. Vreau să fac o precizare, domnul președinte. Așa cum ați menționat și dumneavoastră în material, în ultimii ani, la Dărmănești am avut probleme din punct de vedere al infrastructurii de, să zic așa, de preluare a apelor pluviale. Știți foarte bine, în 2016, în primăvara 2016, am avut inundații serioase și în cartierul Poiană și în Brătulești și la Dărmăneasca. Mare parte din aceste rețele de preluare a apelor pluviale au fost rezolvate, însă acolo unde sunt probleme serioase trebuie să intervenim cu resurse financiare consistente. În decursul anilor, râul Dărmăneasca a provocat de mai multe ori necazuri, să zic așa, și personal am avut discuții cu cetățenii din cartierul Dărmăneasca. Și am găsit oportun ca în cursul anului 2017 să inițiez acest proiect de regularizare a râului Dărmăneasca, căutând resurse financiare extrabugetare. Așa cum spuneam, resursele de care dispune Consiliul Local la acest moment nu sunt suficiente pentru a rezolva toate nevoile pe care le avem la acest capitol. Am găsit resursă financiară la GAL Valea Muntelui, la care noi suntem membri, și GAL Valea Muntelui finanțează cu 120.000 de euro proiecte. Nevoia pe care o avem pentru a canaliza pe râul Dărmăneasca este mai mare, nevoia financiară. Am făcut o estimare și ar fi necesar minim 200.000 de euro să putem rezolva trecerea acestui pârâu pe sub
drumul național, pentru că este acolo o secțiune redusă, și canalizarea în amonte de drumul național până la ultima casă. Asta ar însemna ca din bugetul local să alocăm o resursă de minim 80.000 de euro, pe lângă cei 120.000 care îi luăm de la Galvarea Muntelui, dar sumele vor fi foarte bine clarificate în momentul în care vom avea acel studiu de fezabilitate, DALIU și așa mai departe, legat de costuri. Este un prim pas, propun acest proiect de hotărâre pentru aprobare, pentru a putea intra și marți am ședință în Consiliul de Administrație a Galvarea Muntelui și vom veni cu această hotărâre, așa cum spuneam, în 2017 să fim prinși la finanțare. Dacă aveți întrebări... Domnule, dacă s-ar putea corela această investiție cu cei de la drumul național. Poate suportă și eu parte din costul traversării drumului național de 12 ani. Deci după demersul de astăzi, de aprobare, să zic, a proiectului de hotărâre, în baza acestui proiect și în urma discuțiilor cu Galvarea Muntelui, vom face demersuri legale la drumurile naționale pentru a vedea dacă pot veni cu o componentă financiară în acest proiect. Bine ar fi să rezolve dumneavoastră problema supraversării, ar fi extraordinar și noi să alocăm resursa pentru restul pârâului. Sper că vom găsi înțelegere și să rezolvăm această problemă care de ani de zile creează necazuri acolo. Vă rog. Domnul Vesca și apoi domnul... E bine că se rezolvă o problemă punctuală la Dărmăneasca, dar trebuie să ținem cont pentru anii următori și la Brătulești și la Sălătuc, pentru Pârâul și Îndelii și ăla de la fabrică. Sunt multe familii care sunt afectate în urma inundațiilor și poate... Cu siguranță în anii viitori vom veni și cu proiecte punctuale pe... Noi, așa cum am spus, am decolmatat în vara 2016 cu raiele la care dumneavoastră faceți referire și în momentul de față nu sunt, să zic așa, probleme deosebite în această zonă. Sigur că ele, dacă ar fi canalizate, ar fi foarte mici. Încercăm să găsim resurse în fiecare an să mai rezolvăm câte o problemă. Domnul Descu. La Drămâneasca e un lucru foarte bun că se încearcă regularizarea acelui pârâu. Dar dacă nu se va obține aprobarea de la drumul național să se adâncească, să adâncească acel pot, acolo va fi un pacient în permanență în coma. Pentru că înălțimea, să știu, capacitatea de captare a pârâului, acolo este și la îngălat tot timpul. Cu aia trebuie să încercăți. Eu sper să putem întrebarea mea este dacă acțiunea care a început în cartierul Poiana privind regularizarea acelor pâraie care vin din amonte, va avea corespondent și în 2017. Da. Și vă refer la strada Nemie, pe la locuința lui Iustin din Dileu, spre Săcără și în partea aia altă, pentru că acolo tot timpul au fost inundații. Nu au fost numai în partea asta. Da. Există și vom avea o discuție săptămâna viitoare legat de proiectul de buget pentru 2017. Exact. În viziunea mea, mi-aș dori ca în 2017 să continuăm acea rețea pe Chimiei până în zona blocurilor, să mergem pe strada Poiană, pe stânga, sens de invers, da, și avem o problemă serioasă în zona clubului stadionului acolo. Totul ține de resursele financiare, pentru că lucrurile astea le vom face din bugetul local și să vedem exact ce resurse financiare avem și ce priorități ne stabilim în 2017. Dumneavoastră veți avea proiectul de buget, așa cum am spus, în față și vom vedea la ce ne, să zic așa, asumăm răspunderea în 2017, la ce renunțăm, pentru că resursele financiare au scăzut comparativ cu 2016 datorită măsurilor pe care guvernul le-a luat și mă refer la cele 102 taxe care au dispărut și la creșterile salariale începând cu 1 februarie, care înseamnă 20% în plus care trebuiesc acești bani puși din veniturile de la bugetul local, da? Deci nu avem altă resursă financiară și atunci sigur că pe componenta de buget de funcționare vom avea o problemă în sensul de a pune aceste resurse financiare și pe componenta de buget de dezvoltare avem o problemă în sensul că sumele se vor micșora. Dar, repet, prioritățile pe care le-am început în 2000, sau lucrările pe proiectele pe care le-am început în 2016, cred că ar trebui să le continuăm și în 2017, în așa fel încât să scăpăm de
probleme, cel puțin în cartierul pe care dumneavoastră l-ați amintit. Vom avea o discuție aplicată pe proiecția de buget pe 2017, sper să ajungem la un consens și după ce l-am aprobat, să trecem și la plan. Întrebarea care vă pun este tot legată de amenajarea și canalului de studiu. Se referă la cei 20 de kilometri de străzi asfaltate în Dărmărești, dacă mai există mai o prioritate pentru 2007. Sigur că da, este prioritate zero și veți vedea, repet, ne-am abătut un pic de la discuție, dacă veți la diverse putem discuta. Proiectele pe care le-am depus în cursul anului 2016 sunt prioritate zero pentru 2017. Și când discutăm de buget, în primul rând va trebui să asigurăm cofinanțările la aceste proiecte și din ce ne rămâne vom merge pe dezvoltare locală. Deci acele proiecte și mai mult decât atât, în cursul anului 2017 vom avea noi proiecte și deja lucrez la acest capitol, care din nou vor avea nevoie de finanțare. Și veți vedea dumneavoastră, discutăm de un centru pentru bătrâni și așa mai departe. Deci proiectele care au fost aprobate, depuse în 2016, merg mai departe. Va trebui în primul rând să asigurăm cofinanțarea acestor proiecte, pentru că cofinanțând aceste proiecte vom aduce niște milioane de euro în Dărmănești și sigur vom schimba lucrurile mult mai repede decât din resursa locală. Am zâmbit pentru faptul că mi-a spus că se pot să probleme de diverse, pentru că mi este teamă că iar o să spune 3 minute și așa încerc să... Sincer, la diverse aș vrea să prezint și raportul de activitate al primarului, pentru că este o obligație a mea și mă gândeam doar un minut ca să lăsăm la partea de discuții. Da. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Ultima proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416 din anul 2001. Se propune, se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2017, prestate de către beneficiarii de ajutor social conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2, viceprimarul orașului Dărmănești va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. Îmi permit să fac, domnule președinte, o mică paranteză și aici. Așa cum știți, în fiecare an avem obligația de a aproba planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii legii 416. În legea 416 sunt foarte bine precizate domeniile în care vor activa acești beneficiari de ajutor social. Noi am făcut extras din lege și am ținut cont de prioritățile pe care le avem noi la nivel de oraș Dărmănești. Am întocmit acest, împreună cu domnul viceprimar, acest plan de măsuri. În cursul anului 2017, toți beneficiarii de ajutor social, beneficiarii legii 416, vor efectua lucrări extrase din acest plan de măsuri. Dacă sunt întrebări? Dacă sunt întrebări? Da. Domnul... Întrebări nu aș avea, dar totuși aș dori o dată pe lună, la sfârșitul lunii sau când ne întâlnim în ședință, am văzut că domnul viceprimar cam răspunde de această activitate și să ne prezinte o situație a lucrărilor executate. Aici sunt propuneri, dar noi consiliu să știm 322 de persoane ce fac într-o lună în Dărmănești. Da. Asta am dorit atunci ședințele următoare. Da. Trimite raportul ăsta la mapă, dacă stăm să prezentăm ce fac oamenii aia într-o lună, cred că ar trebui să stăm vreo două zile în ședință. Și vă putem trimite la mapă, dumneavoastră vă însușiți documentele de acolo, informațiile, și dacă aveți întrebări, puneți întrebări. Dacă, repet, prezentăm în fiecare ședință toate poveștile astea, s-ar putea să stăm două zile, cum stau cei la nivel. Mulțumim. Da. Dacă sunt întrebări, dacă nu mai sunt, să punem la vot cine este pentru. Obține? Împotrivă? În unanimitate s-a votat și planul de acțiuni și măsuri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru anul 2017. Se propune
se aprobă noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și prețurile pentru apa potabilă livrată în rețelele de transport, respectiv livrată în alt sistem în vederea redistribuirii, pentru întreaga arie de operare, conform avizului ANRSC numărul 423560 din data de 22.11.2016. Da, am să punctez câteva lucruri și aici. Prețurile pentru alimentarea cu apă nu s-au majorat, au rămas la nivelul valorilor din 2016, mai mult decât atât, au și scăzut un pic datorită cotei de TVA de 19%. Deci nu sunt majorări față de 2016, așa cum am spus, ușoare modificări în sensul că au scăzut. Mulțumim. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? S-a și 16 voturi pentru, s-au aprobat și tarifele. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 45 din 19.07.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrație ale universităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Târgoviște, județul unităților de învățământ preuniversitar. Se cumpără niște ochelari, domnule președinte, că nu mai vede. Da. Am să vă spun și aici două cuvinte, două lucruri. Noi am avut în fiecare unitate de învățământ reprezentanți ai Consiliului Local, nominalizați prin hotărârea Consiliului 45 din 2016. Domnul viceprimar și-a manifestat dorința în scris de a demisiona din acest Consiliu de Administrație de la Liceul Tehnologic din motive personale. Am luat act de decizia dumnealui și ca atare vă solicit să faceți o propunere de completare a Consiliului, a reprezentantului Consiliul Local în Consiliul de Administrație a Liceului. Te rog, doamna. Eu propun pe doamna Mocondureanu. Doamna Mocondureanu este? Da. Ești de acord, doamna? Da. Bun, supuneți la vot. Supuneți la vot. Sunt și alte... Vreau să propun eu. Da? Propuneți o dată. Dacă... În două perfecte. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu să votați. Abține? Împotrivă? Unanimitate. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcție a aparatului statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului orașului Târgoviște, județul Bacău. Da. Sigur că este un proiect de hotărâre foarte important și pentru că am fost inițiatorul acestui proiect de hotărâre, am să fac și câteva comentarii legate de acest proiect de hotărâre. În primul rând, organigrama aparatului de specialitate a primarului este foarte importantă pentru că primarul este cel care rezolvă problemele comunității și duce la îndeplinire hotărârile aprobate de Consiliul Local împreună cu aparatul de specialitate. Pentru a fi performant, aparatul de specialitate împreună cu conducerea primăriei trebuie să fie foarte bine așezat într-o organigramă care să răspundă nevoilor și așteptărilor pe care le au cetățenii. Sigur că noi am avut o organigramă și din punctul meu de vedere acea organigramă nu era funcțională sau nu era funcțională la parametrii pe care eu i-am impus vis-a-vis de aparatul de specialitate. Și am venit și am propus o nouă structură de organigramă și stat de funcții care, repet, să rezolve problemele pe care noi le avem zi de zi. Am să dau câteva foarte puține explicații vis-a-vis de nou proiect de organigramă. În primul rând, la serviciul de evidență sclepul, a persoanei. Legea prevede ca la fiecare, la nivelul fiecărui oraș, să existe un serviciu. Serviciu de evidență a persoanei,
presupune un număr de posturi, 7 posturi de execuție și un post de conducere. Mai mult decât atât, acest șef de serviciu trebuie să fie funcționar public. Ce am găsit noi la Dărmănești? Am găsit un șef de serviciu, sau mai bine zis, un serviciu care era total în, să zic așa, opoziție cu legea, pentru că șeful de serviciu nu era funcționar public, ci era personal contractual. Mai mult decât atât, cel care coordona, că-i mult spus șeful de serviciu, a ieșit și la pensie și dacă noi aveam acolo nevoie de 7+1, am găsit o singură persoană după ieșirea la pensia responsabilului, care era tot personal contractual. Dacă noi nu reorganizam acest serviciu, puteam ajunge în situația de a se desființa, pentru că nu îndeplineam condițiile legale și ca atare cream un disconfort cetățenilor de pe raza orașului Dărmănești, pentru că trebuia să meargă la alte unități administrative teritoriale să-și, eu știu, obțină buletin și ce mai aveau ei acolo. Un alt aspect pe care l-am vizat, în primul rând, eficientizarea serviciului coordonat de arhitectul șef. Arhitectul șef este asimilat șefului de serviciu. Dar arhitectul șef avea în subordine un singur om care și acel om se ocupa de cu totul altceva. Deci pentru a pune în aplicare programul de cadastrare generală de care noi am beneficiat în anul 2016, era absolută nevoie de reorganizarea întregului aparat de specialitate al primarului și, bineînțeles, de a veni și a completa cu oameni aceste servicii care, așa cum spuneau, erau în total dezechilibru. Oamenii erau prinși pe alte birouri, pe alte servicii, pentru a putea beneficia unii de spor de conducere, dar în realitate ei nu se regăseau acolo și nu își făceau atribuțiile prevăzute de fișa postului. La serviciu administrarea domeniului public, cei care se ocupă, mă refer aici la personalul contractual, care se ocupă de toate lucrările de impact asupra comunității. Drumuri, reparații de drumuri, decolmatări, eu știu, curățenia orașului, dezăpeziri. La fel, acest serviciu nu era bine organizat. În primul rând, nu există un șef de serviciu acolo, pentru că fostul șef de serviciu a ieșit la pensie și prin dispoziție am transferat atribuțiile către altă persoană care, de fapt, figurează în serviciul de urbanism. Am reașezat, regândit întreaga structură. Poliția locală, la fel, nu era bine organizată pe compartimente de inspecție, de siguranța cetățeanului și așa mai departe. Am regândit, reașezat serviciul poliției locale în așa fel încât să fie eficient și să răspundă, repet, nevoilor cetățeanului. Serviciul economic. Un serviciu foarte important, cred eu, motorul dezvoltării fiecărei comunități, nu avea compartiment de executare silită. Am pierdut, datorită lipsei de eficiență acestui serviciu, în 2016, peste 60 de miliarde de lei prin prescriere, datorită faptului că nu au fost făcute acele forme de executare pe care legea le prevede și pentru că pe românește nu s-a făcut nimic timp de 5 ani, s-au pierdut aceste sume. Bani care puteau să se regăsească în lucrări, servicii la nivelul comunității dărmăneștene. În momentul în care vorbim, avem de recuperat în jur de 50 de miliarde de la persoane fizice și 60 de miliarde de la persoane juridice. Adică peste 110 miliarde sunt de recuperat de la diversi și persoane fizice și juridice și noi facem foarte puțin pentru că nu am avut un compartiment care să se ocupe expres de treaba asta. Sigur, ne ducând aceste măsuri la îndeplinire, în fiecare an pierdem prin prescriere sume. Aș putea să continui să vă explic. De asta am regândit acest aparat de specialitate a primarului pentru a fi eficient.
pentru a fi, pentru a răspunde în timp real nevoilor și cerințelor pe care comunitatea le are și sigur și aduce la îndeplinire aceste hotărâri pe care dumneavoastră le adoptați în fiecare ședință de consiliu. Vreau să vă spun că, și am să închei, nimeni din cadrul aparatului de specialitate a primarului nu-și pierde locul de muncă. Mai mult decât atât, la nivel de oraș Dărmănești sunt aprobate prin ordinea prefectului 134 de posturi, iar noi, în proiectul de organigramă pe care astăzi l-am adus la mapă, avem prevăzute 120 de poziții, adică cu 14 mai puțin, din care, cu siguranță, vor fi posturi ocupate 5-6 peste ce avem la acest moment. Deci, ținta numărul 1 a fost eficientizarea aparatului de specialitate a primarului. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Doamna Vuchiță. Din discuții, privind organigrama și discuțiile care le-am avut pe comisii, mi-am dat seama, dumneavoastră o să confirmați sau nu, că mai sunt, vor mai fi câteva posturi libere la primăria Dărmănești. Cu siguranță. Bun. Asta înseamnă că în viitor apropiat veți organiza concurs pentru ocuparea lor. Și având în vedere faptul că populația ne urmărește foarte mult, emisiunea fiind televizată, zic eu, ar fi un anunț pentru ca cei interesați din Dărmănești să se mobilizeze, să vină, să-și depună dosarele, să se pregătească, să se participe la concurs și să mănânce o bucată de pâine aici în Dărmănești pentru că ei ne-au ales. M-aș bucura foarte mult ca tinerii din Dărmănești și nu numai tinerii, să-și depună dosarul la aceste proiecte, să răspundă pozitiv și să vină și să se înscrie la aceste concursuri, pentru că, în primul rând, avem nevoie de oameni foarte buni, de profesioniști. Repet, așteptările sunt foarte mari, salariile sunt mici în administrația publică și cei mai buni, cei care știu că pot să își câștige o bucată de pâine în altă parte sau cu un venit mult mai mare, să știți că nu prea apelează la aceste concursuri. Eu mă bucur, sper să vină cât mai mulți. Am organizat de fiecare dată concurs cu respectarea legii. Așteptăm să-și depună aceste dosare și m-aș bucura tare mult să facă parte din echipa de profesioniști, să zic așa, ai primăriei Dărmănești. Cu mare drag îi aștept și... Dacă nu mai sunt, domnul Balas? Am studiat un pic statul noului stat de funcție. Prin noua reașezare a lui am înțeles că se vor forma niște servicii noi, care erau neapărat nevoie de ele, dar m-ar interesa impactul asupra bugetului pe 2017, încadrarea cuiva oameni pe anumite posturi, cum va influența. În primul rând, reașezarea, v-am spus, are ca țintă directă eficientizarea aparatului de specialitate a primarului. Spuneam mai devreme și nu ați sesizat ce am spus eu, noi avem aprobat prin ordin al prefectului un stat de funcții care înseamnă 134 de posturi. Maximal. Organigrama pe care am propus-o are un total de 120. Deci dacă ordinul prefectului prevede 134 de poziții, înseamnă că bugetul pe care îl are orașul Dărmănești ar trebui să acopere 134. Deci după ce vom angaja 3 sau 4 oameni care i-am prins în nou stat de funcții și noua organigramă, cu siguranță vom avea la dispoziție un excedent de bani, iar impactul asupra bugetului prin angajarea 3-4 oameni, cu siguranță nu va fi atât de mare încât să dezechilibreze balanța. Deci noi avem aprobat 134 de posturi, repet, înseamnă că avem capacitatea să bugetăm 134 de posturi, suntem cu mult, mult sub această țintă, deci din punctul meu de vedere nu se va crea niciun dezechilibru. Dezechilibru, dacă putem vorbi la acest moment, este datorită majorării salariului de la 1 februarie cu 20% și datorită faptului că
În urma acestei majorări, guvernul nu vine să ne aducă resursa financiară, ci ne trimite la bugetul local. Deci se vor majora aceste salarii începând cu 1 februarie, bazându-ne sau bazându-se guvernanții pe resursele locale. Deci aici se produce un dezechilibru, dar din toate analizele pe care le-am făcut, nu, să zic așa, nu avem probleme, cel puțin de funcționare. Eu am spus, bugetul are componenta de funcționare, bugetul are componenta de dezvoltare. Îmi doresc ca componenta de dezvoltare să rămână ținta noastră ca să putem merge cu investiții, cu proiecte și să reducem la maxim tot ce înseamnă componenta cheltuielilor de funcționare. Deci nu vor fi probleme majore. Mulțumim, domnul Desca. Da, subscriu la cele spuse de doamna Mititreu. Doresc ca prioritatea să aibă pentru ocuparea acestor posturi cetățenii din orașul Dărmănești. Da, vă rog. Deci să fie ocupate și mai cu prioritate cetățenii din orașul Dărmănești. În comisii, din păcate, acesta de funcții a trecut, conform contravoinței consilierului PSD, dar îmi doresc ca persoane care vor fi, care nu vor mai fi în funcții de conducere, respectiv doamna Iulia Adam cu Florian, să ocupe posturi echivalente cu cele ocupate până în prezent. Da. Am să vă răspund și... care să țină cont de studiile pe care le au persoanele respective și de experiența acumulată în decursul anilor. Fără să mai țină și concurs sau alte cerințe, pentru că momentul care ele au fost numite pe aceste posturi, nu au ținut concurs la vremea respectivă. Eu vreau să vă fac câteva precizări legate de legea 188, care reglementează foarte clar statutul funcționarului public. 1. Legat de aceste concursuri. Nu putem face favoritisme. Nu putem spune sau avantaja pe unii și dezavantaja pe alții. La toate concursurile care se vor organiza și care se organizează în țara asta românească, când este vorba de personal contractual sau de funcționari publici, există o lege foarte clară care reglementează ce trebuie făcut. Deci nu vor exista cu siguranță favoritisme. Prima și, să zic, cea mai importantă condiție este ca acel candidat să îndeplinească condițiile impuse de lege și a doua, la fel de importantă, este să fie cel mai bun. Să fie pregătit pentru că, repet, avem nevoie de un aparat de specialitate performant. Nu avem nevoie de oameni care să-i cărăm după noi. Pentru că dacă vom lua în continuare în căruța asta oameni care nu fac nimic și noi avem suficient de mulți la momentul ăsta în aparatul de specialitate al primarului, vom umple această organigramă cu tot felul de indivizi și munca o vor duce 2-3, așa cum facem și la momentul ăsta. Legat de a doua problemă pe care ați ridicat-o dumneavoastră, că și-au pierdut unii sau alții anumite favori. Vreau să vă spun că n-am absolut niciun fel de altă părere decât cea care este reglementată de lege. A ține funcții de conducere din dorința de a câștiga unii sau alții sporuri de conducere, pentru că e vorba de un 15% în plus, nu mă caracterizează. Deci am nevoie de profesioniști. Doi la mână. Dacă există un șef de birou sau un șef de serviciu, trebuie să respecte legea, adică în subordine trebuie să aibă o structură, așa cum prevede legea, la birouri 5+1, la servicii 7+1. Nu putem să ținem un șef de serviciu fără niciun om în subordinea lui, în realitate, ci doar pe hârtie. Și aș mai completa că funcționarii publici sunt evaluați anual. Legea 188 prevede foarte clar criteriile de evaluare. Este singurul element de care se ține cont. Nu sunt alte criterii după plăcerea sau, eu știu, pretențiile primarului sau mai știu eu cui. Deci fiecare funcționar public în decursul anului are stabilite niște obiective foarte clare pe care trebuie să și le ducă la îndeplinire. Și dacă și le duce la îndeplinire, la evaluarea de la sfârșitul anului, va avea foarte bine. Un funcționar public care nu are calificativul foarte bine la sfârșitul anului, începe să aibă o problemă. În condițiile în care am venit și am spus că în 2016
am pierdut 50 și ceva, 60 de miliarde prin prescriere, că nu s-au făcut acele forme de executare la timp, adică nu s-a făcut aproape nimic. În condițiile în care am venit și am spus că la serviciul impozite și taxe am găsit, când am preluat primăria Dărmănești, peste 6.000 de procese verbale neoperate în evidența serviciului. În condițiile în care nu am găsit la serviciul impozite și taxe un aparat, un compartiment de executare silită și în continuare avem peste 110 miliarde bani pe care nu i-am recuperat, credeți-mă că n-am cum să susțin în continuare pe funcții de conducere oameni care, din punctul meu de vedere, nu performează. Și vă mai spun ceva, am experiență în administrația publică suficient de multă ca să știu să-mi atrag în jurul meu niște oameni performanți. N-am niciun fel, eu fac administrație aici, nu fac politică, n-am niciun fel de partipriuri, iar cei pe care i-am găsit aici și care au înțeles că trebuie să-și schimbe, în primul rând, modelul de gândire. Pentru că am găsit un model învechit, un model care deranjează cetățeanul din Dărmănești. Un model care ne duce undeva spre ideea că, de fapt, această primărie este a unui grup restrâns de oameni. Și cetățenii au venit și mi-au spus, se răspunde cum se răspunde la problemele cetățenilor. Tot cetățenii mi-au spus că erau tratați cu indiferență sau cu onoare și ce aer de superioritate. Am spus, trebuie să ne schimbăm și eu fac asta și cer colegilor mei în fiecare zi să găsească limbajul cel mai adecvat, eu știu, nervii fiecare să ne lăsăm acasă, să rezolvăm cât mai rapid și cât mai eficient problemele cetățenilor, să găsim soluții la problemele pe care le avem și genul ăsta de abordare, sigur că va promova oamenii cei mai competenți. Sunt singurele criterii, restul nu. Că a fost cineva sau n-a fost cineva, în toată perioada de administrație publică a persoanelor la care dumneavoastră v-ați referit, puteau să demonstreze că sunt cei mai buni. Din păcate, rezultatele mă duc spre altă decizie și, repet, în calitate de primar, de ordonător principal de credite, am posibilitatea să organizez împreună cu dumneavoastră acest aparat în așa fel încât să obținem eficiență maximă. Maximă de eficiență. După altceva nu avem alte criterii. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, domnul președinte. Dacă nu mai sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Este este numărul. Nu am putut să număr pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 voturi pentru. Abține? Abține? Domnul Moise, domnul Despa, domnul Chiuciucă, și domnul AB3, domnul Pădurariu, domnul Roman și domnul Balaș. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abține. Trecem la proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare. Nu, acum... 10, da? 10. 10. Proiectul 10. Aprobarea planului de ocupare. Ce scuze? Nu știu cum ne mai deranjează foarte tare. Lumina, da? Te... Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești pentru anul 2017. Se propune. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al orașului Dărmănești pentru anul 2017, conform anexei numărul 1, care face parte integrată la proiectul, la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentului proiect vor fi duse la îndeplinire de către biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Da, am să fac și aici o precizare. Planul de ocupare a funcțiilor publice este strâns legat de proiectul pe care l-ați aprobat mai devreme, de organigramă. Și, de fapt, acest plan de ocupare a funcțiilor vine și pune în organigramă fiecare angajat. Așa cum spuneam, la prima mea intervenție, nu vor fi, reduceri sau mai știu eu de personal, din contra, organigrama prevede 4 șefi de servicii, 2 posturi sunt ocupate și vorbim de serviciu economic și de arhitectul șef. Un post
din șefii de serviciu și mă refer la șeful poliției locale, este în derulare concursul și cred că în câteva zile, săptămâni, nu știu, se va ocupa. Și mai avem un șef de serviciu care este prevăzut în organigramă. E vorba de șeful serviciului de administrare a domeniului public și privat. Sigur, statul de funcții prevede acele posturi care vor fi minim scoase la concurs în 2017, în așa fel încât să acoperim un minim de necesar ca aceste servicii, birouri și ce mai avem noi acolo să fie funcționale. Avem, de exemplu, la compartimentul mediu, nu avem pe nimeni la acest moment și va trebui să avem un concurs pentru a putea avea acolo personal. La Centrul Național de Informare, ca șef, nu avem pe nimeni și este concursul în derulare. La domeniul public nu avem pe nimeni sau pensionat, va trebui să găsim și acolo o soluție. La serviciul SCLEP nu avem pe nimeni și va trebui. Deci punctele cheie, rotițele cele mai importante care fac să meargă acest aparat de specialitate a primarului, trebuie să fie rezolvate în decursul anului 2017, în așa fel încât să rezolvăm problemele urgente. La acest moment nu avem om care să semneze la serviciul de evidență a populației. Pentru că și acolo sunt niște, legea prevede niște obligații minimale pe care trebuie să le îndeplinească acel șef de serviciu să poată să aibă acces la baza de date. Deci cam în situația asta suntem. Iar în pagina a doua, veți vedea ce promovări avem în cursul anului 2017, pentru că legea prevede foarte clar pentru personalul care este angajat, atunci când îndeplinește condițiile de promovare, trebuie să facem aceste promovări. Da, de vechime, de vechime. Promovări de vechime. Da. Mulțumim. Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot cine este pentru. Abține. Nu, deci la pentru domnul Roman, sunteți pentru sau abțineți? Pentru. Domnul Roman e pentru și domnul Pădurariu? Toți sunt pentru. Nu, pentru, domnul Ciurciucă și domnul Despa și domnul Apetri, n-am ridicat mâna la pentru. Sunteți la pentru? Dacă stați voi pe mine, înseamnă că eu. Nu, nu, să-i noteze pe toți. Cine se abține? Domnul Bala și cu domnul Cârtiu, că se abține. Domnul Despa și domnul Balaș și domnul se abține. Și domnul Cârtiu. Bun, mergem mai departe. Mulțumim. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a drepturilor de uz și servitude de către SECE de Gridesa asupra unei suprafețe de teren de 2.827 metri pătrați, aparținând domeniului public al orașului Dărmănești. Articolul 1. Se aprobă acordarea cu titlul gratuit al dreptului de uz și servitute către SECE de gaz Gridesa asupra unei suprafețe de teren de 2.827 metri pătrați pentru execuția lucrări de reabilitare rețea joasă tensiune și modernizare branșamente aferente PTCZ8 Dărmănești și PTA 3 Plopu. Astfel. 1. Drept de uz pentru suprafața de 77 metri pătrați reprezentând terenul ocupat de amplasare a 77 stâlpi de energie electrică de joasă tensiune. Punctul 2. Drept de servitute pentru suprafața de 2750 metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de A. Rețea PTCZ8 Dărmănești 2300 metri liniar, 0,5 metri egal cu 1150 metri pătrați. Punctul B. Rețea PTPA 4, plopul, 3200 metri liniar, 0,5 metri, egal 1600 metri pătrați. Am să fac câteva precizări. În primul rând, rețeaua electrică aparținând SECE Del Gas Gridsa S.A. este destul de învechită pe anumite tronsoane de pe raza orașului Dărmănești. Noi am făcut solicitări de a se face investiții în aceste rețele și de a se, eu știu, găsi cele mai bune soluții în așa fel încât, sigur, la solicitările cetățenilor să facem extinderi de rețele, pentru că avem zone în care încă mai e necesară extindere, să facem, eu știu, creșteri de putere acolo unde este cazul, pentru că orașul este în continuă dezvoltare, extindere și nevoia de electricitate este din ce în ce mai mare.
Urmarea demersurilor făcute de noi, am primit adresa 660, întomită de către, pe 2017, întomită de către SC Servicii Energetice Proiectare SRL, care solicită drept de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren pentru investiții, exact ce am vorbit noi, pentru reabilitarea acestor rețele și vorbim de rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA 3 Plopu și, și încă o rețea PTA 8 Dărmăni. Ca să noua legislație în domeniu vine și spune că primăria, în calitate de proprietar al terenurilor pe care urmează să se facă aceste investiții, este obligată să dea acest drept de uz și de servitute. Aceste terenuri sunt pe marginea străzilor, da? Și colegul nostru, domnul Cotfas, a venit și a spus, domnule, are lungimea rețelei care se va reabilita, este de 2300 de metri liniari, ocupă la sol în proiecție verticală 0,5 metri și din aceste calcule rezultă și suprafața de 2827 de metri pătrați. Deci avem neapărat nevoie de investiții în aceste rețele electrice pentru a ne a satisface nevoile cetățenilor. Ca atare, propunerea mea este să dăm acest drept de uz și drept de servitute în favoarea Delgaz Grid SA ca în cursul anului 2017 să se facă aceste investiții. Vom mai avea un proiect, cel puțin un proiect, în cursul anului 2017 de acest gen, pentru că am solicitat să se facă investiții la rețeaua de înaltă care traversează târgul, amplasamentul târgului, în așa fel încât să putem dezvolta acel proiect de reabilitare și modernizare a târgului săptămânal. La acest moment, fiind sistemul proiectat în siguranță simplă, nu putem desfășura activități gen târg săptămânal sub linia de înaltă. Și atunci am solicitat acest lucru, avem promisiuni că în cursul anului 2017 vor fi făcute lucrările de investiții și la această linie și vorbesc și de târgul săptămânal, vorbesc și de partea de din amonte de sus, în așa fel încât și acolo unde se vând grăunțe și ce mai se vând pe acolo, da, oborul ăla să nu aibă probleme. Întrebări dacă sunt? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeții de 5.742 metri pătrați, teren situat în intragrama orașului Dărmănești, prin peisiunea Șoie. Articolul 1. Se aprobă concesionarea pe licitație publică a unui teren aflat în domeniul privat al orașului Dărmănești, în suprafața de 5.742 metri pătrați, teren, cu pensiunea Șoimă, având datele de identificare conform planului de încadrare în zonă și planului de amplasament și delimitare a imobilului, ce fac parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Am să vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări și la acest proiect. În primul rând, așa cum spuneam, nevoia de bani la bugetul local este din ce în ce mai mare și ne-am orientat spre resursele pe care Primăria orașului Dărmănești le are la acest moment de care dispune și încercăm să folosim aceste resurse cât mai eficient pentru a putea aduce bani la bugetul local. Și am mers pe două direcții. În primul rând, eficientizăm la maxim cheltuielile, încercăm să reducem la maxim cheltuielile și veți vedea și la proiecția de buget că sunt reduceri comparativ cu anii anteriori. Și în al doilea rând, încercăm să creștem veniturile, ca să rămânem cu disponibil cât mai mult. Când vorbim de creșterea veniturilor, am luat în considerare terenurile pe care le are Primăria Dărmănești în proprietate și care astăzi sunt folosite sub o formă sau alta de către unii agenți economici sau de către unele persoane fizice, fără să plătească concesiune sau închiriere la primărie. Există și a treia categorie de terenuri care nu sunt ocupate abuziv, dar nu sunt nici folosite.
Terenul pe care îl propunem astăzi spre concesionare este situat în spatele pensiunei Șoimu. Este vorba de o suprafață de 5.742 de metri pătrați, la limită cu orașul Comănești, și am primit o adresă scrisă de la administratorul cabanei Șoimu, care și-a manifestat dorința de a-l închiria și concesiona și de a dezvolta acolo, eu știu, de a-și extinde afacerea pe care dumnealui o are. Este vorba de un spațiu verde, va fi amenajat acolo un spațiu verde cu, eu știu, băncuțe ce pune dumnealui acolo, în așa fel încât să-și rezolve problemele pe care, sigur, i le-a ridicat beneficiarii de servicii. Sigur că acel teren este de raza orașului Dărmănești și am venit în completare la solicitarea administratorului de la Șoimu să-și mute sediul pensiunii Șoimu pe raza orașului Dărmănești, pentru că eronat la construirea acelei pensiuni, prin lipsa de reacție a autorității publice de la Dărmănești, s-a intabulat acel teren pe raza orașului Comănești. Deci, practic, orașul Comănești apare că are o enclavă în Dărmănești. Repet, pe lipsa de reacție a autorităților publice și mă întorc la acel aparat de specialitate care trebuia să fie prezent, eficient și să vină și să spună, domnule, e o greșeală. Vorbesc de ani în urmă, da? Când s-a construit acolo. Omul a înțeles că, mă refer la administrator, a înțeles că acolo este o eroare și și-a manifestat în scris dorința de a-și schimba rolul și toate actele pe care dumnealui le are acolo pe raza orașului Dărmănești, pentru că, repet, sunt pe Comănești acum, și în felul ăsta noi, orașul Dărmănești, reușim să încasăm niște sume, impozit și așa mai departe. Mai mult decât atât, prin concesionarea acestui teren, vom încasa anual un minim de 8.500 sau 8.600 de lei la bugetul local. Deci, dincolo de acele impozite pe care noi le încasăm legat de afacerea pe care o are omul acolo, vom încasa în plus încă 8.000-9.000 de lei din această concesiune. Am luat în evidență terenurile, așa cum spuneam, mare parte din ele, pentru că nu le-am terminat pe toate, că nu avem cu cine lucra. Spuneam că avem un singur om la arhitectul șef la serviciu urbanist. Și în perioada următoare am identificat 3-4 loturi în aceeași zonă care sunt folosite la acest moment de către diverse societăți comerciale fără să existe un contract de concesiune între aceste persoane juridice și UAT Dărmănești. Deci, ca atare, scopul este să obținem cât mai mulți bani. Vom veni în ședințele următoare și cu restul de loturi. Și mai ales acum cum ați aprobat și organigrama, sper eu am cu cine lucra și vom eficientiza cât mai mult, să zic, serviciul urbanism, în așa fel încât până în primăvară să avem cât de cât spălate aceste teme. Dacă aveți întrebări, vă rog. Deci să considerăm că această concesionare o vom face după ce schimbă sediul societății la Dărmănești. Ați înțeles. Și sunt două lucrări care se desfășoară în paralel. Noi astăzi și dumneavoastră astăzi, dacă veți aproba acest proiect de hotărâre, nu faceți altceva decât la articolul 1 să aprobați concesionarea prin licitație publică, repet, la articolul 2 veți aproba studiul de oportunitate, articolul 3 documentația de atribuire și caietul de sarcini. Deci după ce acești pași sunt făcuți, noi vom scoate la licitație publică. S-ar putea ca la această licitație, și mi-aș dori tare mult, să se prezinte 10, să zic așa, participanți la ofertanți, pentru că va crește prețul. Da? Treaba cu schimbarea sediului cetățeanului nu are niciun fel de legătură cu această concesiune. Sunt lucruri care se duc în paralel. Da? Concesiunea e una, el își schimbă actele și ce face el acolo, nu-i condiționată una de alta. Sper ca să ținem cont de obiecțiunile făcute în comisie. Ca să nu le mai reiau acum, că le-am discutat atunci și iar contract, da. Actele adiționatele să fie avizate de deci ce am scris acolo, le adaptăm la... Până acum, societatea respectivă, unde a plătit taxele? La Comănești. La Comănești. Și era pe teritoriul de rând, da. Este. Este și acum. Asta înseamnă
Asta face diferența între un aparat profesionist de specialitate și niște povestitori care... Vreau să cunoaște situația. Deci și dăm în cei din urmă. Asta nu, dar e o situație pe care am... Domnul primar, ați fost subprefect. Da, așa este. Bun, ați căutat să faceți ceva pentru chestia nu, asta? Nu, pentru că există un conflict de interese. Păi, subprefectul nu se poate băga în bucătăria Consiliul Local. Consiliul Local, primarul, aparatul de specialitate, este cel mai în măsură să vină și să spună, domnule, acolo s-a întâmplat o greșeală, ne trebuie să o conectăm. Dar nu știu pentru că dacă nu intervenim, ne vom trezi mâine cu alți, poate vine și doctor. Eu nu înțeleg că și domnul Giovanni, fiind arhitectul șef, nu, 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 care sunt și acum... Nici nu era cu vremea aia. Giovanni nu era. Atunci, participat la discuția care a fost între cei de la Ocot de la Bacău, împreună cu primarul Comăneștiului, împreună cu primarul Dărmăneștiului, a fost discuții între ei. Nu s-au putut ajunge la nicio înțelegere. Se va ajunge acum pentru că dacă acest administrator de firmă își manifestă dorința. Noi nu legăm de administrator de firmă, deja poate trece el. Dar vreau să vedem că este clarificată situația cu Botarul. Să spunem, domnule Dărmănești, se limitează acolo. Deci, din punctul meu de vedere, este nu se va rezolva, nu? Este clarificat, adică noi știm exact unde avem granița. O problemă este la Comănești. Eu nu recunoaște. Da, o problemă este la Comănești, pentru că primarul de la Comănești nu recunoaște. Ar vrea să vină cu hotarul Comăneștiului la pod la Până la pod la Valemalu. Până la pod la Valemalu. Dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți mai vechi în Consiliul Local, în 2008 am dat o hotărâre de Consiliu prin care am respins acea adresă prin care cel de la Comănești, primarul de la Comănești, dorea să vină până la pod la Valemalu. Nu știu, Fărică Milea, nu mai știu domnul viceprimar, dacă vă să aminte, dar a fost o hotărâre de Consiliu în care toți în unanimitate au votat, domnule, nu se poate așa ceva. Adică... Eu sunt convins că și cineva primar, în momentul știu exact, care... Știu exact, n-are rost să intrăm în detalii, problema este în felul următor. Ce avem noi, terenurile și averea pe care domeniul public, domeniul privat a primăriei Dărmănești, trebuie să folosim la maxim. Deci, aceea hotarul cu Dofteana. S-a ridicat problema, sunt cetățeni, deci apăreau teren și hotarul cu Dofteana e aproape din Chetoruș, din Peco. Și mă întreabă, zic, eu acum mă duc la Dofteana să plătesc taxă? Da. Acolo. Dar până acolo au avut terenul în scrisă aceea prin Dărmănești. Domnul, eu mi-aș dori... Nu? Mi-aș dori ca toți să respectăm legea. Păi m-am spus. La șură nu se face așa. Atenție. Și aici trebuie să le vorbim. Atenție. Deci, eu vă spun în cunoștință de cauză, pe partea stângă, cum mergem spre Dofteana, este terenul Dărmăneștiului, pe partea dreaptă vine Dofteana, buna Dofteana, până mai încoace. Sunt câteva suprafețe mele. O să vedeți că sunt și de la Dofteana care se treacă la Dărmăneștiului. Da. Asta este ne... Când eram copil mic, de la Nicolae Jăleru în coace, era vlogul. Dar moara care era acolo, nașul meu, Grigorie, deci era aparținea de Satul Blom. De când și eu, domnul meu pe unde. Cum era cu invizii, la poate. Întâlniți cu domnul privat de la cumpăre să-i spuneți asta. Ar trebui să facă reglementare cu toate delimitările. Vă mai spun ceva, să știți că hub-ul nostru este finalizat, adică avem și noi problemele noastre, că în acest plan general de urbanism, dacă noi ne-am reglementat foarte clar și trebuie să alocăm anul ăsta măcar 200 de mii de lei ca să ne închidem cu granițele. Noi n-am reușit cred că de nu știu, mulți ani, ne tot chinuim să terminăm această lucrare și n-am terminat-o. Și atunci, în momentul în care noi venim și ridicăm pretenții la Dofteana sau la Comănești, ar trebui în primul rând să ne rezolvăm noi problemele și încercăm în acest an să găsim niște resurse, să închidem această lucrare, acest program, pentru că nu ne mai dă voie. Adică noi nu știm exact pe unde e intravilanul, pe unde e extravilanul, cât, unde ne extindem și așa mai. Avem noi o problemă noastră, încercăm să o rezolvăm și problema, sigur, este legată în primul rând de bani și dacă dă Dumnezeu și o rezolvăm. Cu Dofteana și Comăneștiul s-ar putea să ne descurcăm ușor. Cu Dofteana ne descurcăm ușor. Mergând în vest, acolo e mare problemă. Da. La momentul respectiv vom discuta. Supuneți la vot. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. S-a votat acest proiect de hotărâre. Trecem la proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind participarea unității administrativ-teritoriale a orașului Dărmănești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
Articolul 1. Se aprobă participarea unității administrative teritoriale a orașului Dărmănești ca membru afilial a Bursa Română de Mărfuri. Articolul 2. Se aprobă cererea de acordare a calității de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri, inclusiv lista mărfurilor fungibile, materii prime, tranzacționabile, pe piața, pe piață, la disponibil la BRM și contractul de colaborare prevăzut în anexele 1 și 2. Da, foarte scurt, foarte scurt. Este un proiect pe care l-am inițiat și care are drept scop, în primul rând, ca Primăria Dărmănești să devină membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri, fără să ne coste nimic, și în al doilea rând, să luăm de pe piața Bursei de Valori de Mărfuri, în primul rând, electricitate, în al doilea rând, gaze naturale și dacă vom mai avea nevoie și de alte, eu știu, produse, să putem apela. Ce înseamnă asta? Spuneam mai devreme că urmărim eficientizarea cheltuielilor. Noi suntem consumatori destul de însemnați de energie electrică, mă refer primăria, și de gaze. Pentru că pe piața au apărut și alte oferte care furnizează sau alți producători care furnizează atât gaz cât și curent electric, prețurile sunt mai bune. Cu anii în urmă am inițiat, eram la Primăria Moinești, am inițiat un proiect similar de hotărâre de Consiliu, care a adus niște beneficii substanțiale celor de la Primăria Moinești. Și vă exemplific, numai în anul 2016, Primăria Moinești a făcut economii cu 30% la costurile privind energia electrică, comparativ cu dacă ar fi luat în continuare de la vechiul furnizor și cu 18-19% la gaz. Ce înseamnă asta? Noi vom lua, avem o persoană în cadrul primăriei pe care o vom specializa și vom cumpăra direct de la bursă la cele mai bune prețuri, atât curent cât și gaz. Tot ce ține de lumina public și așa mai departe, școli, primărie și ce avem noi, îmi doresc să obținem un preț foarte bun. Nu știu dacă vom obține noi 30%. Ținta noastră este să reducem costurile cu facturile la curent cu 25-30% și la fel la gaz cu 15-20%. Ăsta este proiectul și cu siguranță o să ne atingem acest an. Dacă sunt întrebări, punem la vot. Cine este pentru? Obține? Împotrivă? Nu, la limitate, s-a votat și acest proiect de hotărâre. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL, aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești. Articolul 1. Se aprobă lista de prioritate pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii de pe raza orașului Dărmănești, astfel: Bășteanu Mioara, strada Energiei numărul 57B, Constantin Monica, strada Șipotului numărul 9, Mardare Elena, strada Bărătulești numărul 87. Într-o ședință anterioară noi am aprobat toate hotărârile care să reglementeze accesul la locuințele ANL. La acel moment noi am spus o parte din cei care nu îndeplineau condițiile au plecat, o parte le-am făcut dosare noi. La acest moment sunt 5 locuințe ANL libere, avem 3 solicitări și au completat dosarele. Am înțeles de la comisie când îndeplinesc condițiile, lista de prioritate și lista de repartiție. Le aveți, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Nu înțeles nimic. Se abține cineva? Nu. Împotrivă cineva? Toată lumea pentru. Da, mergem mai departe. Și numărul 15, la fel, legat de repartizarea locuințelor. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Ține. Bun, trecem la punctul 16. Este un proiect un pic mai special. Proiect de hotărâre privind aprobarea pe aprobarea perioadelor și Dărmănești a taxei speciale de salarizare pentru persoane fizice pentru anul 2017 și tariful operatorului de colectare și transport deșeuri. Voi încerca să fiu foarte scurt și vă rog să-mi permite să fac pentru, în primul rând pentru cetățeni, că noi am discutat în comisii, câteva lămuriri. Această
taxă pe care noi astăzi ne propunem să o aprobăm a creat mult disconfort cetățenilor de pe raza orașului Dărmănești în anul 2016 spre sfârșit și începutul anului 2017, pentru că în momentul la care discutăm, serviciul de colectare și transport a deșeurilor de pe raza orașului Dărmănești este suspendat de către operator, de către Romprest, la solicitarea ADIS-ului. Cine este ADIS-ul pentru cetățenii care nu știu? ADIS-ul este o asociere de mai multe comune și orașe, din care și noi facem parte și care are scopul principal să ne reprezinte pe noi în relația cu operatorul. Acest scop principal de a ne reprezenta relația cu cel care ne colectează deșeurile se pare că s-a schimbat, pentru că din apărător ADIS-ul a devenit, eu știu, apărătorul operatorului și nu a cetățeanului. În cursul anului 2015, la sfârșit, s-a aprobat de către Consiliul Local de la acea vreme taxa pentru persoane, deci taxa de salubrizare pentru persoane în valoare de 5,90 lei. Sigur că ADIS-ul nu a acceptat această taxă de 5,90 lei și deși în cursul anului 2016 și domnul Balaș Costel până în luna iunie a plătit 5,90 lei și eu din iunie până la sfârșitul anului am plătit taxa de 5,90 lei pe persoană, cei care ar trebui să ne reprezinte pe noi, adică ADIS Bacău, n-au fost de acord cu acest lucru și ne-au cerut să plătim după cum doreau dumnealor, adică 9,25 lei de persoană și nu 5,90 lei cât a aprobat Consiliul Local. Bun. Noi ne-am achitat fiecare bănuț în cursul anului 2016, așa cum s-a votat în Consiliul Local. ADIS-ul n-a fost de acord și a zis nu, voi trebuie să plătiți, adică cetățeanul din Dărmănești trebuie să plătească după cum vrem noi, cei de la ADIS, și ne-au mai scos cu o restanță de vreo 4 miliarde. În 2010, când s-a aprobat planul tarifar de evoluție a prețurilor, au fost două viziuni. Acel proiectant, acel consultant care a gândit proiectul, a avut două viziuni și a spus ADIS-ului, puteți alege, fie să mergeți cu prețul pe tonă, adică fiecare tonă de deșeu care este colectată și transportată de pe raza comunelor sau orașilor să fie stabilit un preț, sau să mergeți cu taxă pe persoană. De exemplu, în 2016, prețul pe tonă era 258 de lei. Noi am produs gunoi în 2016 1470 de tone, care la prețul de 258 ar fi însemnat că avem de plată 3 miliarde 850. Cu toate astea, primăria Dărmănești a plătit 4 miliarde 600, adică a plătit mai mult. Și ADIS-ul ne cere 9 miliarde. Chiar dacă nu am produs gunoi la Dărmănești, chiar dacă cetățenii nu locuiesc în localitate și sunt plecați în afara țării sau sunt plecați în alte localități, în viziunea celor de la ADIS, trebuie să plătească gunoi. Noi nu am fost de acord cu acest lucru și după ce ne-au suspendat serviciul de colectare, pentru că nu am stat în genunchi în fața celor de la ADIS și nu am acceptat aceste propuneri, am făcut demersuri, în primul rând, am făcut dezbatere publică. În primul rând am făcut dezbatere publică și pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre și în luna ianuarie, în data de 5 ianuarie și în data de 12 ianuarie, au avut loc ședințe publice în baza legii 544 privind transparența decizională, la care au participat mulți cetățeni din orașul Dărmănești și care au spus că nu sunt de acord cu majorarea acestor taxe, pentru că gradul de suportabilitate este depășit. Ce înseamnă asta? Aceste servicii, acest operator trebuie să, în baza legii, să facă un serviciu de calitate, dar la un preț suportabil de către om. Acest preț, această taxă pe care ei ne-o tot invocă de 9,61 lei, depășește gradul de suportabilitate. Vreau să vă spun că dacă în anul 2016 am mers cu 5,90 lei, o mare parte din cetățeni n-au reușit să-și plătească nici măcar această sumă.
Pentru 2016 și 2015 avem restanțe la această taxă pe gunoi de 4.600.000. Dacă noi vom accepta să creștem și mai mult această taxă, unde ajungem? Sunt oameni care nu au din ce să plătească. Dar mai mult decât atât, noi am propus celor de la ADIS să fim, să zic așa, taxați în funcție de tona pe care, câte tone produce orașul Dărmănești, atâta se plătească. Și cetățenii la aceste dezbatere au venit și au spus, domnule, cât producem, atâta să plătim. Este un principiu care stă la baza furnizării de servicii în Uniunea Europeană și știți și dumneavoastră și acasă avem la apă cotor de apă, la electricitate avem cotor pentru electricitate, gaze și așa mai departe. Doar la gunoi avem o problemă că unii nu acceptă. Pentru că după ce am parcurs etapa de dezbatere publică, am mai făcut ceva, am mers și am solicitat la judecătoria Moinești emiterea unei ordonanțe președențiale care să vină și să oblige acest operator să ridice gunoaiele de pe raza orașului Dărmănești, pentru că e un litigiu, până instanța va lămuri cine are dreptate, de partea cui este dreptatea, această ordonanță președențială va obliga operatorul să vină și să opereze pe raza orașului. Este în dezbatere, este în lucru, este pe agenda judecătoriei Moinești, cred în zilele următoare că vom avea un răspuns. Am mai făcut ceva împreună cu primarul de la Moinești, primarul de la Târgu Ocna, primarul de la Slănic, Moldova, am mers în audiență la vicepremierul României, Daniel Constantin, la care a participat și ministra apelor și pădurilor. Am venit cu problemele pe care noi le avem legat de colectarea deșeurilor. Joi 25 am fost în vizită la vicepremier. Nu este o problemă doar a Dărmăneștiului, această problemă este și la nivel de Moinești, de Târgu Ocna și așa mai departe. Sunt multe primării care nu reușesc să acopere aceste taxe exagerat de mari și avem promisiunea vicepremierului că în perioada imediat următoare vor fi acte normative și aici mă refer la ordonanță de urgență a Guvernului și la proiecte, la hotărâri de Guvern care să reglementeze acest, să zic, domeniu care este într-o zonă gri. Deci nu avem foarte clar lămurite lucrurile. Adică dacă ești de utilitate publică, dacă serviciul respectiv e de utilitate publică, nu-l putem opri când vrem noi. Da? Vă mai spun că tot pe componenta asta, pe lipsa foarte clară a legii, Pârgărești, Comuna Pârgărești, Comuna Târgu Trotu și am impresia că și Onești nu au apă. Nu au apă acum pentru că și de câteva zile apa este oprită pentru că și acolo s-a trezit Adibu sau cine s-a trezit și a spus, nu domnule, dacă nu ești de acord să nu plătești nu știu cât, îți sistezi apa. Nu se poate. Deci trăim în anul 2017 cu servicii care renunță să ne ridice gunoiul dacă nu stăm în genunchi în fața lor, să ne furnizeze apă dacă nu stăm în genunchi în fața lor și așa mai departe. Aștept ca în perioada imediat următoare să existe, să apară aceste proiecte de hotărâri de guvern în care să fie foarte clar reglementat acest domeniu. Ieri am avut o întâlnire, pentru că la aceste întâlniri cu ADIS-ul și cu Ministerul și cu cine ne ducem noi, ni se solicită să venim și cu propuneri. Adică, domnule, dacă acest sistem a ajuns în impas, veniți cu ceva propuneri. Am avut ieri întâlnire tot la nivelul celor 4 unități administrativ-teritoriale Moinești, Târgu Ocna, Slănic, Dărmănești, cu un potențial investitor, a venit din Germania, ne-am întâlnit la Dărmănești, care a venit și a propus o alternativă cu acele centrale pe cogenerare. Ce înseamnă asta? Că dacă astăzi acest gunoi este o povară pentru om că trebuie să-l plătească, varianta pe care nemții și cei din Uniunea Europeană au aplicat-o este montarea unor centrale pe cogenerare care de fapt nu face altceva decât să ardă acest gunoi și să producă energie electrică și această energie să se întoarcă înapoi în iluminat public și așa mai departe. Am solicitat și este foarte important vicepremierului să aprobe tot așa prin hotărâre de guvern sau ordonanță de urgență ca acest model care este practicat în Europa să fie aprobat și să poată fi funcțional și în România. Și în perioada imediat următoare veți vedea că vor apărea legi care să vină și să deschidă porțile alternativelor. Nu putem să cărăm gunoiul din tot județul la Bacău. Îl ducem și acolo creăm un munte.
facem un munte, celula 1 s-a terminat, acum mergem la celula 2. Gândiți-vă dacă am avea regional, nu știu, pe Valea Trotușului, o centrală pe cogenerare, ce ar însemna? În primul rând, costurile ar fi mai mici, pentru că nu mai transport la Bacău, ci transport la Onești sau undeva în zona noastră. Costurile cu transportul ar fi mai mici. În al doilea rând, dacă reușesc să producă acei investitori energie electrică, sigur că avem, se întoarce în partea noastră. Nu se mai creează acei munți de deșeuri în Bacău sau în altă parte. Mai avem o problemă, avem stație de epurare, în curând va fi pusă în funcțiune. Rezultă nămoluri. Nămoluri și cei care, orașele care au astăzi stații de epurare, au zeci de tone, sute de tone de nămol de la stațiile respective, care presupune depozitarea undeva. Costă 60 de euro astăzi să depui o tonă de deșeu într-un depozit de genul ăsta. Duc tot la Bacău. Peste foarte puțin timp va fi funcțională și canalizarea la Dărmănești. Ce înseamnă asta? În 2-3 ani vom avea tone de mâl de la stația de epurare, care din nou va trebui dus la Bacău, care din nou se va regăsi în costul pe care omul plătește. Deci căutăm soluții alternative și îmi pare foarte rău pentru că nu găsim astăzi înțeles la cei pe care îi plătim să le reprezinte și mă refer la ADIS. Plătim 150 de milioane pe an, lei vechi, cotizație la ADIS. Din această cotizație oamenii... anul ăsta nu. Oamenii... Poate plătiți. Din această cotizație oamenii de la ADIS au salarii. Am trimis adresă la ADIS și am spus că până nu vor lua în calcul și aceste duleanțe ale cetățenilor, nu ale mele, nu le vom mai plăti niciun fel de cotizație și am trimis adresă scrisă. Nici ceilalți colegi de-ai noștri, de la Primăria Moinești, Târgovnea, nu plătesc această cotizație. Adică este o formă clară de protest pe care noi și eu, în calitate de primar, duc punctele de vedere ale cetățenilor la nivel de Bacău. Nu se poate așa. Da, la avantajul mare ca o comună. Deci, sunt câteva lucruri pe care eu sper foarte mult că se vor reglementa. Îmi cer scuze pe această cale cetățenilor de orașul Dărmănești, care au suferit și disconfortul creat de faptul că nu s-au ridicat aceste deșeuri. Sper că în perioada imediat următoare să se rezolve și încă o dată le mulțumesc pentru că au înțeles. Am dat acel anunț pe cablu și pe sursele noastre de informare și am cerut să nu se mai scoată acele pubele la, la poartă, pentru că nu mai vin deocamdată aceste mașini. Ca atare, astăzi suntem în situația de a aproba taxa de salubrizare pentru 2017. Hotărârea de Consiliu, proiectul de hotărâre pe care vi l-am propus spre analiză, este inițiat de Consiliul Local. Și mă bucur foarte mult că ați înțeles că este foarte important ca fiecare dintre dumneavoastră să vă implicați direct în luarea deciziilor. Și că am făcut front comun, pentru că interesele sunt comune. Știți foarte bine că în campaniile electorale care au trecut se vehicula diverse minciuni. Bacă eu sunt de vină că am aprobat, bacă îi de vină nu știu care. Astăzi ne-am unit forțele, toată lumea a inițiat, mă refer la Consiliul Local, acest proiect de hotărâre și sper ca în anii care vor urma să nu mai existe nimeni să spună că a propus unul sau a propus altul. Hotărârea are câteva elemente de noutate. În primul rând, la articolul 1, propunem taxă de salubrizare, ce luăm noi de la oameni. La articolul 2, aprobăm tariful de colectare și transport a deșeurilor pentru anul 2017, adică ce plătim noi la operator. Și vedeți că la solicitarea cetățenilor venim cu lei pe tonă. Deci nu vom mai plăti ADIS-ului pe persoane, ci venim pe un tarif 266,4 lei pe tonă. Este acel tarif pe care noi l-am aprobat în 2010 prin planul de evoluție a prețurilor, taxelor și tarifelor. Pentru că de fiecare dată cei de la ADIS ne invocau faptul că noi nu ne ținem de cuvânt. Am aprobat acest tarif în 2010 și nu îl mai respectăm. Iată-l respectăm și suntem întru totul de acord ca să ne luați gunoiul, domnilor de la ADIS și Romprest, pe tonă. Vă plătim 266 de lei pe tonă și dacă vom produce 1000 de tone, vom plăti 1000 de tone. Dacă producem 10.000 de tone, vom plăti 10.000 de tone. Repet, dacă noi în anul 2016 am fi plătit pe tonă, aveam de plătit 3 miliarde 600, nu 9 miliarde cum ni se solicită.
Am să mai fac o precizare și vă rog să luați dumneavoastră cuvântul. În proiectul de hotărâre se propune taxa de salubrizare la 9,61 lei, așa cum era în planul anual de evoluție a prețurilor. Cetățenii la acele dezbateri publice au spus nu, este foarte mult această taxă de 9,61 lei. Ca atare, la articolul 1, taxa de salubrizare este la îndemâna dumneavoastră. Să veniți să faceți propuneri reale în funcție de puterea de cumpărare a cetățenilor și capacitatea lor de a achita această taxă. Iar la articolul 2, vom plăti pe tonă, așa cum a spus, 266,4 lei. Vă rog să faceți propuneri vis-a-vis de taxa de salubrizare. Domnul primar, am ascultat expunerea dumneavoastră. Într-adevăr, eu am participat, că mai sunt niște pași de parcurs, mai avem niște piedici în cale. Eu am participat la toate dezbaterile publice. Cetățenii foarte clar au susținut să plătească la tonă. Deci, cu acel cântar în fața porții, să poată fiecare să plătească atât cât produce. Având în vedere faptul că în momentul de față se propune 9,61 lei, eu am o idee. Să ținem pentru 2017 pe persoană tot 5,90 lei cât am avut anul trecut. Și rog pe colegii mei consilieri să votăm această propunere a mea, pentru că puterea de susținere financiară a cetățenilor nu există. Deci neputând să ne încadrăm în 9,61 lei, să mergem cu taxa care a fost anul trecut. Mai sunt și alte propuneri? Ideal ar fi să mergem cu prețul de pe la tonă. Dar nu se poate, nu se dar face parte din contractul inițial, da. Și prețul pe tonă, că ei au pus două variante, da. Ori la persoană, ori la tonă. Da. Acum noi ar trebui să mergem și dacă dânsul a zis că a acționat în instanță deja acest contract, pentru că nu se poate rezilia decât printr-o instanță de către asta. Să aprobăm acest preț la tonă. Pe persoană. Da. Și hai să zicem că tot l-am aprobat și să mergem în 2017 pe 5,90 lei. Da. Cât a fost și anul trecut. Deși nici așa cetățenii nu pot plăti. Nu, puterea financiară este mică, Dărmănești. Și nu pot plăti. Dar nu l-au avut pe... Mergeți acum să vedeți că pe toată strada Valea Uzului au început să arunce... Așa. Deja intrăm într-o... Dar măcar azi să fim uniți, părerea mea, și vă rog să votăm așa, pentru că e un avantaj pentru populație. Domnul primar, dar a fost în discuție în toate ședințele care le-am avut, nu? Și a fost referitor să plătim pe cuber, fiecare cât produce. Asta va deci, mai durează. Eu înțeleg, dar acum la toate a fost astea pentru gunoaie, să vedeți cum se aruncă gunoaiele exact în interior. Ori să tai gardurile alea de acolo, ori să punem niște camere la vedere. Stau să-i plândesc, eu dacă l-aș vedea, nu l-aș aștept, dacă pentru fiecare trebuie să gândească, nu? Noi am avut, și eu am avut, să zic așa, cu ceva luni în urmă, o strategie vis-a-vis de acele containere care erau pe stradă. Exact. Le-am retras, tocmai în sensul ăsta, pentru că foarte mulți veneau cu mașina, aruncau acolo și așa mai departe. Acele containere au fost retrase, mai sunt câteva baterii din alea și le-am lăsat pentru deșeurile reciclabile, am zis să vină să pună bidoane acolo. Unii oameni încă n-au înțeles și mai aruncă gunoaie acolo, dar în schimb, în contrapartidă, am distribuit 4500 de pubele, adică fiecare are acasă pubela lui. În momentul în care vom relua, și eu sper că în scurt timp să se reia această operațiune de la Rompres de colectare deșeurilor, fiecare își scoate pubela și rezolvă problema. Sigur că poliția locală am dat dispoziții foarte clare să urmărească îndeaproape toate zonele în care ar putea fi aruncate aceste deșeuri. Nu reușim să acoperim chiar tot, dar ținem sub control. La momentul ăsta orașul este curat, orașul și-a trecut pe străzile principale și chiar și pe cele mai puțin principale așa, nu ați văzut gunoaie aruncate pe stradă, nu sunt probleme deosebite. Avem anumite zone în care și noi am prins și am găsit oameni care mai vin cu căruțe, cu ce vin, dar nu e un fenomen. Aș vrea să vă propun următorul lucru. În primul rând, am luat act și doamna secretară a notat de propunerea dumneavoastră ca la articolul 1, taxa de salubrizare pentru 2017 să se păstreze la nivelul anului 2016, da? Adică de 5,90 lei pe persoană. Acum, ca să nu avem niciun fel de probleme cu cei de la ADIS,
Vom supune la vot proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost transmis de către ADIS, adică 9,61 lei. Și dacă dumneavoastră respingeți această taxă de 9,61 lei, vom propune taxa de 5,90 lei. Deci, domnul președinte, vă rog, supuneți la vot. În prima fază supunem la vot taxa de 9,61 lei. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate, toată lumea este împotrivă. 16 voturi. Bun. Veniți cu propunerea făcută de doamna... Supunem la vot propunerea de 5,90 lei pentru anul 2017. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Doamna secretar, vă rog să precizați, taxa pentru salubrizare pentru anul 2017 a fost aprobată în cuantum de 5,90 lei pe persoană și pe lună. Da. Vă rog să supuneți la vot articolul 2, domnul președinte. Articolul 2, privind tariful de colectare și transport deșeuri pentru populația aferentă în cuantum de 266,4 lei pe tonă. Conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor prevăzut în anexa 1.4 la contractul de finanțare. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate a fost. Și articolul 3. Vreau, și am spus la comisii, am introdus articolul 3. Cine beneficiază de scutire la plata taxei de salubrizare, da? Pentru că avem câteva categorii și vreau să fie foarte clar fiecare cetățean să știe, pentru că am avut și discuții, unii beneficiază, unii nu beneficiază, nu. Este hotărâre de Consiliu dată în baza legii și vom afișa, știe foarte clar cine se încadrează. O întrebare. Vă rog. M-am uitat, nu văd, dar pentru liniștea mea sufletească. Asistanța socială nu beneficiază de discutire. Deci zice așa, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoana încadrată în gradul 1, persoana încadrată în gradul 1, nu cel care are grijă de el, da? Deci persoana încadrată în gradul 1 de invaliditate. Atenție, reprezentantul legal al minorului cu handicap, da? Să fiu mai înțeles, vă primar? Te rog. Deci minorii de peste gârlă, nu cred că beneficiază. Nu. Nu. Ei sunt beneficiari ai legii 460. Nu. Deci nu. Deci discutăm de persoana cu handicap de gradul 1 și aici legea e foarte clară. De exemplu, avem un copil cu handicap de grad maxim, da? Părintele care are grijă de acel copil, dacă este, da, în acte, în regulă, beneficiază. Da? Însoțitorul beneficiază. Dacă, de exemplu, avem un adult, legea se schimbă și foarte clar. În cazul însoțitorului adult, nu beneficiază. Pentru că aveți situația, o persoană din altă parte, de la altă gospodărie, îngrijește de o persoană. Beneficiază persoana aia. Persoana aia care, în situația în care sunt în familie și avem copil, atunci beneficiază. Dar legea e clară și... E clară și nu avem. Supune și articolul. Problema, eu știu ședința trecută, am ridicat problema asta. Nu e întreprinderea firului. Vă rog, cine se ocupă din partea familiei... Le-a făcut scris. Le-a făcut scris și... Mulțumesc. Știți ce mi-a răspuns? Noi intrăm, nu se poate. Și am spus așa, data viitoare, când aparcă mașina, doar acum e suspendat. Personal vă spun și vă spun, domnule, au trecut pe acolo. Ia să vedem, au intrat sau nu intrat. Ei au dat... Și mai avem încă vreo 3 situații. Eu pot să vă invit la mine când nu-i greu, dăm drumul la cameră de la vedere și... Sincer, eu aș vrea să ne invitați peste tot. Nu, dar așa este. Atunci suntem interesați de situație. Haideți să închidem și articolul. Nu, o secundă, supune la voci după aia. Articolul 3. Cine este pentru? Adică scutirile, da? Da. Obține? Domnul Răzvan, numai la noi referitor, la persoane care nu sunt în țară și sunt plecate. Deci, acum, poliția locală, deci a mers din casă în casă, e propria răspundere. Pentru ce să plătească gunoi, deci, dacă ei plătește acolo la vot? Deci, o persoană. În votul fiscal spune foarte clar o persoană. Deci, trebuie făcut hârtie scrisă la primărie. Să spun, domne, la adresa numărul cu tare, să plecați din țară. Că o persoană trebuie să plătească. Așa e votul fiscal. Chiar dacă nu locuiești, de ce? Să plătești într-un concediu, vine în ceva. Să presupune că el mai bine în concediu. Vreau să fim foarte operativi, să trecem la diverse. O întrebare. Scurtă, un minut. Aici, la proiectul de hotărâre, se specifică terminologia de taxă specială.
codul fiscal, atenție, în codul fiscal este reglementat foarte bine termenul de taxă specială. Taxa specială este acea taxă care se aplică și ține de serviciile astea publice. Deci în sensul ăsta, da? Doamne, este un semn, nu putem să venim cu... Taxa specială are niște reglementări vis-a-vis de cât poate ea crește. Adică nu ne putem duce exact ce vorbeam de gradul de suportabilitate. Nu putem să o ducem la infinit, să o creștem la infinit, pentru că ea se adresează întregii mase de populație dintr-o comunitate. Și ea trebuie să aibă de aici specială. Ea are niște reglementări până unde. Și avem, ANRSC-ul reglementează foarte bine. La fel ar crește și prețul la apă, la fel ar crește și... Da? Deci sunt niște valori. Vă propun să... Mirela, unde este? Parcă am venit. Vă propun, hai Mirela, îmi place, vă propun să trecem la diverse. Și vreau să permiteți să vă prezint raportul de activitate al primarului. Vă promit că voi fi foarte operativ. Nu știu dacă reușesc 2 minute, dar dacă îmi dați 2 minute pe pagină, cu siguranță mă voi încadra. Da? Deci sunt 30 de pagini, 40 de pagini. Vă dați seama. Domnul, atenție! În sinteză, în sinteză, eu ce prezint aici, prezint în sinteză, raportul mare, și o să încerc să nu vă pichisez, va fi prezentat pe site-ul primărie, vi-l pot trimite și vi-l pot trimite și în... A venit colega mea și l-a închis. Nu l-a închis? Bun. Haideți să... Așa. Deci încerc foarte, foarte, foarte operativ să fiu. Da? Dumneavoastră veți urmări, te rog, mai mărești un pic acolo ca să vadă oameni. Până întreg ecranul, da? Da? În calitate de primar al orașului, revine obligația, conform legii, deci și legală, dar și cea morală, de a aduce la cunoștință cetățenilor activitățile derulate în cursul anului 2016, de la preluarea mandatului, de către mine, domnul viceprimar, și aparatul de specialitate pe care l-am în subordin. Vreau să precizez că acest raport scoate în evidență starea economică, socială și mediu, și de mediu a orașului Dărmănești, raport ce pune la dispoziția dumneavoastră date concrete despre activitatea aparatului de specialitate al primarului. O parte din date se referă la perioada 27 iunie 2016 31 decembrie. O parte sunt prinse per total an, pentru că era foarte greu de defalcat. Vreau să vorbesc despre structura aparatului de specialitate. Vedeți aici 120 de posturi pe care le-am aprobat la hotărârea mai devreme. 2 sunt persoane alese, 59 funcționari publici, 59 personal contractual. Ce s-a întâmplat în 2016? Am avut 6 persoane care au plecat. 2 persoane care s-au pensionat. 4 persoane au fost angajate și promovați în grad 2 persoane. Deci, la 8 persoane care au plecat în 2016 din aparatul de specialitate, am angajat 4. Mergem mai departe. Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecat în 2016. Acțiuni în constatare și uzul capiune 10, pe legea 18.1, contestații la executare silită 5, exact ce vă spuneam, avem, încercăm să ne recuperăm banii și deja oamenii ne contestă prin avocați în instanță și avem nevoie și noi de aparat de specialitate foarte bun ca să facem față. Diverse acțiuni, 17, litigii de muncă, drepturi salariale 2, eu știu că sunt 3, adică avem poliția locală care a zis, domnule, vrem salarii mari, vrem drepturi, vrem salariul al 14-lea salariu și nu știu care. Unii n-au măcar, și spuneam mai devreme, cum e și managerul de proiect, are salariul 1600 și nu face plângere, cel cu 2400 și cu studii medii nu-i convine și cere mai mult. Lichidări judiciare, proceduri de insolvență 10, adică încercăm să ne recuperăm banii la persoane juridice și au intrat în lichidări. Ce avem pe componenta de asistență socială, dosare active 330, dosare noi 72, din alea 330, 72 sunt noi. Am încetat 23 de dosare prin dispoziție de primar, pentru că nu și-au făcut treaba. Dosare modificate, 33, suspendate, 54. Deci din total 330, 23 au avut încetare, 54 suspendare.
Deci suntem 77 de dosare din 330, nu sunt întâmplată pentru că nu și-au făcut zilele, orele ce au ei. La 45 am reluat anchete sociale 660. Deci am avut 660 de anchete sociale și doar 330 au îndeplinit condițiile. Prestații acordate la ajutorul de lene avem 239 de dosare, ce înseamnă 13.862. Ajutor de mormântare, și aici îl avem pe întregul an, da? Pe întregul an 2016, avem 13 beneficiari care au însemnat 3.450 de lei. Ajutorul pe OUG 70, 238 de dosare cu 9.920 lei pe lună și ajutoare de urgență în cursul anului 2016 au fost 58 de beneficiari care a totalizat 13.700 de lei. Jumătate, mai mult de jumătate a fost pe vremea domnului Balaș Costel, restul de la preluarea mandatului. Voi preciza câteva date legate de finanțe, de bugetul nostru. Cât încasăm la bugetul local? 19.560.804, adică 195 de miliarde de lei vechi, înseamnă bugetul primăriei Dărmănești, pentru că și iar în campaniile electorale unii spuneau că nu e adevărat, că avem buget mai mic. Bugetul este de 195 de miliarde de lei. Banii care vin de la Muzeu. Toți banii. Deci aici intră toate sumele, absolut tot. Vorbim de buget. Contractele de închiriere și concesiune, avem 105 contracte de închiriere pășuni, 101 contracte de concesiune. În realitate ar trebui să avem mult mai multe contracte de concesiune, pentru că sunt terenuri, așa cum am spus mai devreme, care sunt gri. 13 contracte de închiriere spații comerciale, 6 contracte cabinete medicale. Mergem mai departe, ce vă spuneam eu, lista rămășiță la data de 31.12. Persoane fizice, 50.401.000, 50 de miliarde la persoane fizice, din care 24 de miliarde sunt amenzi, pentru că aceste amenzi n-au fost prinse. V-am spus mai devreme, 6.000 de procese verbale n-au fost prinse, operate în evidența electronică a primăriei. Și oamenii veneau și știau că nu au nimic de plată. Și ele, aceste procese verbale, stăteau într-un raft acolo, iar aparatul de specialitate a primarului, care avea obligația să facă treaba asta, stătea liniștit. Taxa de salubrizare, bani care nu i-am încasat pe noi, 461.638, 4.600.000. Chirie la pășuni, 750 de milioane. Majorări de întârziere, aproape 1.936.000. Doar la persoanele fizice. Da? Și avem la persoanele juridice, la firme. Rămășița la 31.12. Avem 64.268.880. Adică ce vă spuneam? 64 de miliarde și cu 50 de miliarde, iacă avem 114 miliarde pe care ne-ar trebui să-i încasăm datorită faptului, nu vom încasa tot, dar datorită faptului că n-am avut forță și n-am avut un compartiment de executare silită care să-și facă treaba, acești bani îi pierdem. Și povesteam mai devreme că în 2016 am pierdut prin prescriere 54 de miliarde. Alții afară de ăștia 110. La persoanele juridice avem majorări de întârziere. Încerc scuze. 23 de miliarde. Ceea ce spuneți este stupefiant. Nu, sunt realitățile. Da? Nu, nu sunt realitățile. Cineva dă socoteală pentru treaba asta? Nu. Haideți să prezint raportul și vă spun. Există demarată procedură pentru că nu există decât varianta A și varianta B. Deci, A salariat nu și-a făcut datoria, B a fost forțat să nu-și facă. Nu, noi am mers pe varianta nu și-a făcut datoria și sigur că noi am, eu, în calitate de ordonator principal de credite, nu pot să închid ochii la așa ceva, pentru că mă obligă legea. Okay. Și am demarat măsurile prevăzute de lege. Deci, spuneam la persoane juridice, 23 de miliarde sunt majorări. Sumele au venit de 5 ani sau cum îți venit? Deci discutăm, atenție, discutăm de ultimii 5 ani, că restul s-au prescris. Atenție, s-au prescris, restul s-au dus. Deci care nu au venit legea noastră. Alea s-au șters, nu, că legea spune foarte clar, dacă în 5 ani nu faci nimic, să fie corect sau să nu. Atenție, v-am spus că în 2016, prin prescriere, pentru că nu s-au făcut la timp demersurile, s-au pierdut sume care trebuiau plătite până în cu 5 ani în urmă, 54 de miliarde. Și-o pierdut tot primăria, nu? Păi, dar cine? Primărie. Haideți să mergem mai departe, da? Contracte de furnizare, 7, contracte de servicii. Ai scos hârtiuța ce reprezintă, că ți-am spus. Am rugat-o cu doamna secretar, dar a uitat. Valoarea contracte încheiate, 20, 416, contracte de lucrări. Ce este foarte important? Toate aceste contracte, furnizare, servicii și lucrări, au fost luate în seapă. Și veți vedea imediat
Achiziții derulate prin intermediul sistemului electronic de achiziții. Deci, tot ce s-a luat de la 1 iulie încoace, s-a luat doar prin sistemul electronic de achiziții publice. Adică am renunțat la ideea de a merge cu încredințare și cu diverse alte, ci ne-am dus pe seama. S-au făcut 31 de operațiuni pentru furnizare de produse. Adică orice am avut noi nevoie, ne-am dus acolo. De 31 de ori am apelat la SEAP, iar valoarea produselor luate din SEAP, 2.130.000. La servicii am făcut 21 de operațiuni, care înseamnă 356.265, adică încă 3.500.000.000. Numărul de operațiuni, 6. La lucrări, adică lucrările pe care noi le-am făcut, le-am luat în SEAP, 8.622.000. Și aici intră piațeta din fața primăriei, asfaltarea pe care am făcut-o pe strada Chimiei, rigolele pe care le-am făcut pe strada Chimiei, Nemirei și Poiană, lucrările care le-am făcut la regularizarea trotușului, tot pe SEAP. Am făcut o estimare și cred că undeva din aceste sume, cred că peste 25% am economisit. Adică am reușit să facem aceste servicii, lucrări, produse cu peste 25% mai ieftine decât le-am fi luat prin, eu știu, ofertă sau mai știu eu ce. Haideți să vedeți cum stăm cu proiectele. Proiecte în curs de implementare. Avem asfaltarea de la Brătulești. Am spus, am dat hotărâre de Consiliu, s-a redus datorită cotei de TVA. Avem și este proiect în derulare și care anul viitor, cred că până în luna iunie, va fi finalizat. Al doilea proiect, amenajarea spațiu verde tip square. Am depus proiectul, este evaluat și valoarea totală a proiectului 13.240.000.000. Avem nevoie de 52.000.000, adică 529.000.000 cofinanțare. Vorbeam de proiect mai devreme. Deci, iată pentru proiectul ăsta, noi trebuie să punem 530 de milioane lei vechi, adică 2%, ca să putem cofinanța anul 2017. Un alt proiect, modernizarea străzilor din orașul Dărmănești. M-ați întrebat de acel proiect de asfaltare. PNDL-ul spune foarte clar, este în evaluare proiectul PNDL-ul, merge mai departe. Total proiect avem 325 de miliarde, valoarea proiectului, adică 32.551.000. Vedeți că avem nerambursabil, care e partea noastră, cu cât trebuie să venim noi, 710.882, adică avem nevoie de 7 miliarde, pe care din bugetul pe 2017 trebuie să-i dăm deoparte, pe lângă aia 500 și ceva, ca să putem să cofinanțăm. Un alt proiect, eficientizarea sistemelor de încălzire în orașul Dărmănești. Vorbim de acel proiect între liceu și primărie. Valoarea lui este 950.000, 9.500.000. Trebuie să venim cu 96.000, 700, 1 miliard, ca să putem. Aceste proiecte au fost depuse toate de la preluarea mandatului. Mai avem nevoie de 1 miliard aici. Mergem mai departe. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Ca să le facem toate blocurile din Dărmănești, avem nevoie de 19.280.000. Partea noastră, 179.181, adică aproape 1.800.000 pe care trebuie să-i punem noi acolo. Dar mai avem o problemă. Că vedeți, contribuție UAT plus persoanele, da? 40%. Adică ne ducem în 7 miliarde. Oamenii care au acceptat să facă aceste proiecte au spus, da, noi vrem, dar nu avem acești bani. Dați-mi voi și vi dăm în rate. Deci avem nevoie de 7 miliarde să punem acolo ca să putem să... și colegul meu a pus la punctul ce eligibil, neeligibil, de 7 miliarde aici, plus partea de neeligibil, ne ducem la 1.700.000. Sigur că noi recuperăm acești bani. Am căutat și aici o soluție să nu imobilizăm bani în partea oamenilor, încercăm să găsim o finanțare de la bănci sau de la CR ca să degrevăm primărie. Mergem mai departe și Casa Verde. Facem pentru persoane fizice. Vedeți că spune prin fondul de mediu s-a demarat proiectul ăsta Casa Verde. Facem demersul să venim în sprijinul cetățenilor. Ne ducem mai departe la serviciul de urbanism. Aici mai erau încă vreo 3 proiecte, nu le-a pus colegul meu, nu este foarte, foarte clar, dar ele vor fi cu siguranță. Unul din proiecte este Râul Dărmăneasca, pe care tocmai l-am aprobat și trebuia să-l pun aici, care înseamnă un modogros 80.000 de euro. Am zis că dacă facem cu râul, ne trebuie și acolo să punem 80.000 de euro la râul de la Dărmăneasca. Pe serviciul de urbanism, aveți aici ce s-a făcut în serviciul de urbanism și mă uit la o
taxă semestru 1-2016 4.819, taxă semestru 2-2016 3.125. Aici fluctuează în funcție de cum construiesc oamenii, ce fac, ce plătesc, ce demolează și așa mai departe. Deci avem branșamente, operațiuni, ce avem noi acolo. Autorizații de construcții, da? Cât s-a plătit? Vedeți? De exemplu, în semestru 2 am încasat 13.876, da? Se pare că au construit mai mulți în semestru 2 și și-au plătit treaba asta. Lucrări de cadastrare sistematică. Vorbeam că am modificat organigrama de a veni în scopul acestor proiecte, altfel nu suntem eligibili. Am măsurat 1.316 imobile la Dărmănești, suntem, cred că, din ce știu eu la momentul ăsta, primăria cu cele mai multe imobile măsurate la nivel de județ Bacău. La 423 de imobile s-a și finalizat, adică s-au postat în tot ce înseamnă carte funciară și așa mai departe. Deci 423 sunt închise. Procesul merge în continuare până la închiderea celor 1300, până la 1300 cât mai sunt, 900 și ceva. Deci nu putem. Merge în continuare. Deja am fost la Bacău și am făcut discuții pentru tranșa a doua, 2017. Dar trebuie să le închidem pastă. Acolo aveți sectoare și așa mai departe. Am făcut 284 de hectare. Pe investiții. Deci am reabilitat 25,8 km de străzi prin Balastare. Știți foarte bine, SOT 1632 și aici aveți cartierele. Aveți și poze cum arăta înainte, cum arăta după. Deci din luna iulie până în noiembrie sau când ne-a permis vremea, 25,8 km de străzi balastate. Din totalul de străzi balastate faceți un procent și veți vedea că un procent covârșitor a fost refăcut. Lapoș, Dărmăneasca, Plopul, Păgubeni, Josen, Triaj, Bujorului, Popasului, Forestierului, Brătulești, cu Valea Uzului și așa mai departe. Deci am încercat să acoperim tot arealul de străzi. Ce am făcut la decolmatări și recalibrări de albi? Am rezolvat problema lui Potuș în zona Păgubeni. Știți ce era acolo și am intervenit. Izvorul Negru, la zona Sălătrug, Pârâul Dogaru, Pârâul Șindriliei, Valea Rea. La Dărmăneasca am curățat avalul de pod și la Schendere am intervenit. Deci aveți situația cum era înainte și cum a fost după. Am făcut rețeaua de preluare a apelor pluviale. În strada Chimiei, Poiana, Nemira și Dumbrave. Am executat 1175 de metri liniari de șans betonat cu profil cu secțiune mare ca să poată prelua în cea mai, eu știu, sumbră situație. Adică, dacă plouă așa cum a plouat în primăvara 2016, aceste rigole ar trebui să facă față. Am făcut 54 de podețe la oamenii la care am stricat acele podețe și am făcut două subtraversări. Am asfaltat străzi. Am mers pe strada Chimiei, 1250 de metri liniar. Pe Valea Uzului, 2100 de metri liniar, proiectul care a fost început din primăvara 2016. Am asfaltat tabele 150 de metri și măguricii 350 de metri. Deci dacă ne uităm, 2100, 3000, aproape 4 km de străzi au fost asfaltate în 2016. Și aici aveți imagini de la străzi. Am plombat străzi, am intrat pe strada Energiei de la blocurile ANL și până în zona Lignu. Am intrat pe strada Valea Uzului, de dreapta pod, strada Rafinăriei, Energiei până la Hotel Romanița, strada Muncii, zona centrului civic. Suprafața reabilitată prin plombare a fost 2100 de metri pătrați, pentru care s-a folosit 25 de tone de asfalt rece. Și vedeți acolo oamenii cum lucrau. Reabilitarea rețelei de iluminat public. Ne-am implicat în rețeaua de iluminat public și în urma protestelor și problemelor care au fost în cartierul Brătulești, am montat un sistem model de supraveghere video și am refăcut iluminatul public modern acolo, în zona Brătuleștiului, dar afară de ce vedeți dumneavoastră aici, au fost montate peste 300 de becuri pe raza Dărmăneștiului și astăzi se lucrează, astăzi avea temă de casă, 30 de becuri. Nu sunt mulțumit de felul în care lucrăm și de asta am venit și am propus în organigramă să avem serviciul nostru propriu. Pentru că dacă am serviciul meu propriu, îl trimit în secunda 0. Te duci, reglezi acel ceas, eu știu, îmi pui bec și așa mai departe. Avem nevoie la rețeaua de iluminat public măcar de 700-800 de milioane pentru a
schimba lămpile. Avem lămpi vechi, lămpi care sunt defecte, care nu mai au, eu știu, eficiență. Trebuie neapărat să intervenim în zona ATA. Știți că la ATA noi s-a extins rețeaua de iluminat acolo spirit ce am făcut, dar nu s-au pus și lămpile pe iluminatul public, nu s-a făcut. În proiect este prevăzut și iluminatul public pe stâlpi aia, pe câmp la Dărmăneasca, care au fost montați, trebuie să intervenim neapărat să rezolvăm și problema. Am luat în administrarea primăriei și am reabilitat fosta clădire a administrației fiscale. Am mutat acolo serviciul de asistență socială, impozitele și taxele locale. Vedeți cum arăta această clădire când era prinsă de, și era foarte depreciată, cum arată acum. Am pus câteva poze și din interiorul acestei clădiri, cu birourile. Mai sunt câteva mici, s-au mutat oamenii, câteva mici corecții, un mobilier, ce mai e nevoie acolo, dar deja cetățenii au simțit că există un spațiu mai adecvat pentru serviciile astea. Și colegii noștri, dar nu am făcut asta pentru colegi, am făcut asta pentru cetățeni, pentru că aveam spații înguste, pe sus, pe unde aveam noi un căpeau și așa mai departe. Am mers mai departe și scrie aici lucrări de reabilitare, modernizare, cabinete medicale. M-am dus la dispensarele medicale de la, din Dumbravei. Da. Mi-a fost rușine când am intrat acolo și am aflat că acest spațiu este proprietatea primăriei. Sub orice critică, am reparat parțial, acolo trebuie în 2017 să le facem acoperișul și vom introduce acea clădire și încă vreo 6 clădiri în programul de reabilitare a clădirilor aparținând instituțiilor publice. Nu se poate ca oamenii din Dărmăneni să meargă la dispensarul medical și să stea în frig. Aveam și puteți merge acolo un godin, aveau doamnele doctorițe de acolo, un godin care scotea fum și stăteau vai de capul lor. Această clădire este a noastră, trebuia neapărat să intervenim. Am făcut lucrări de reparații interioare și exterioare ale clădirii. Am schimbat tâmplăria, pentru că era tâmplărie veche de ani de zile, nu știu, de când a fost făcut acest spațiu. Am montat tâmplărie modernă din PVC și am schimbat instalația sanitară și termică, inclusiv centrală. Deci am pus centrală termică, da? Să știți că am lucrat pe multe căi, n-am stat degeaba. Și au început lucrurile să se schimbe bine. Ce am făcut noi aici este doar 25%. Trebuie să mergem, să refacem acea clădire, pentru că acoperișul, dacă vă uitați la el, este sub orice critic. Am reabilitat și modernizat centrul civic. Prima etapă. Am discutat împreună cu dumneavoastră la preluarea mandatului că vom gândi și reașeza acest centru, care are aspect de comună slab dezvoltat. Prima etapă a fost această piațetă din fața primăriei. Așa arăta. În anul 2017 îmi propun ca să mergem cu etapa a doua, adică să ne ducem spre sensul giratoriu, spre intersecție, să lărgim străzile, să facem preluarea apelor pluviale, pentru că știți când plouă acolo este apa în centru, să mergem cu sens giratoriu și să ne ducem înspre poliție, înspre poștă și înspre gara. Deci dacă vom merge și cu etapa a doua, veți vedea că deja apar primele semne că locuim într-un oraș. Mergem mai departe și am făcut demersuri, acțiuni de intrare în legalitate privind realizarea unor construcții. Am demolat, în condițiile legii, gardurile și construcțiile amplasate în mod ilegal pe domeniul privat sau public al orașului Dărmănești. Aveți aici în imagine un graj a unui țigan muntean din cartierul de Rom, care și-a construit grajul pe o fostă străduță acolo. Deci intrăm pe zona Pârâului Dogaru, unde e pavat cu dale, și undeva în stânga era o stradă pe care era stradă. Acum era un graj construit acolo și am parcurs, știți foarte bine că am dat acea hotărâre de Consiliu pentru ocuparea abuzivă. Ea produce efecte, acea hotărâre de Consiliu, și acolo unde nu găsim înțelegere, noi ne-am dus și am discutat cu omul și am primit notificări și a crezut cetățeanul că noi povestim. Pe data de 25 ianuarie am intervenit acolo în baza unei dispoziții de primar pe care o am dat-o, mi-am asumat-o, cu poliție, poliție locală, cu serviciu urbanism, cu structură de specialitate din cadrul poliției județului Bacău. Am demolat gardul, tot ce a fost. Deci dacă vă uitați acolo, se vede cum s-a luminat acea stradă. Am dat gardul jos, coșmelii, și vom da în continuare. Deci acest proiect de hotărâre și această hotărâre pe care dumneavoastră ați aprobat-o va produce efecte.
2017 trebuie să ne facem curățenie. Am organizat fel de fel de activități și de evenimente pe raza orașului Dărmănești, pentru că am spus componenta culturală trebuie să fie, să aibă ștacheta ridicată, altfel nu reușim să ne ridicăm. Am participat la sfințirea capelei de la Biserica Izvorul Tămăduire, în prezența înalt preasfințitului Iachim Căoan. Am celebrat 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial și vedeți cum au venit militarii de la garnizoana Bacău și ne-au sprijinit în acest demers. Am participat la inaugurarea grădiniței cu program prelungit, activitatea la care a participat președintele Consiliului Județean, domnul Brașovean. Am organizat zilele orașului Dărmănești și vedeți acolo câteva imagini de la zilele orașului Dărmănești cu manifestările care au avut loc. Am dat o atenție deosebită persoanelor vârstnice. E ansamblu, cred că a Consiliului Local, nu știu. Da. Deci am dat atenție persoanelor vârstnice și cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice am invitat, am fost invitat, mai bine zis, la o întâlnire cu persoanele vârstnice și acolo a luat naștere ideea înființării pe raza orașului Dărmănești a Clubului Pensionarilor. S-au strâns în acest club mai mulți pensionari de pe raza orașului Dărmănești, fără niciun fel de culoare politică. Le-am pus la dispoziție un spațiu, se întâlnesc acum și mă bucur foarte mult că la sfârșitul anului au organizat un revelion a persoanelor vârstnice, lucru frumos și cred că s-au simțit foarte bine. Trebuie să susținem în continuare în 2017 activități de genul ăsta pentru persoanele vârstnice. Am participat la Ziua Curățeniei Naționale și vedeți acolo, am avut mobilizați, cred că 5-600 de persoane, licee, școli, angajații din primărie, toți am participat la Ziua Națională, am zis noi, a curățeniei. Ocolo. Am organizat și Ocolo și toate instituțiile, deci am trimis adrese la toate instituțiile de pe raza orașului Dărmănești și să știți că a avut un impact foarte pozitiv. Am organizat târgul de animale, vedeți și dumneavoastră ce s-a putut face. Și acum am celebrat 50 de ani de la căsătorie, ocazia cu care 33 de familii din orașul Dărmănești au primit acea diplomă de, le-am zis noi, de onoare. Și am făcut o fotografie cu un tablou cu toți cei participanți și practic Consiliul Local a mânat acea diplomă, fotografie, da? Deci fotografia a ținut loc de diplomă. În așa fel încât dumneavoastră să-și amintească cât vor mai trăi, cu cine a participat la inaugurat. Am organizat concertul de colinde de la Biserica Sfântul Petru și Pavel, la care am avut invitați pe mult nume de, să zic. Am organizat târgul de Crăciun, da? Deci iată târgul de Crăciun în această piațetă pe care am finalizat-o. Și mă bucur foarte mult că am reușit, pentru că termenele sunt foarte scurte și atunci când ai foarte multe proiecte în derulare, totul trebuie să meargă perfect. Orice sincopă care apare în derularea unor lucrări duce la amânarea termenelor de recepție. Am reușit să facem acest târg de Crăciun și să știți că a fost o surpriză foarte plăcută pentru cei mici. Am organizat căsuța lui Moș Crăciun. Au venit sute de copii care au depus bilețele acolo în acea, să zic, urnă. Căsuța lui Moș Crăciun. Și ne-am strâns, pentru că foarte mulți copii, personal vă spun, am fost foarte impresionat de ce au scris copiii acolo. Deci unii dintre ei spuneau că nu-și mai doresc nimic, că Moș Crăciun i-a cerut moșului și cu un an în urmă și cu 2 ani în urmă ceva și n-a putut moșul să le aducă. Dar ar dori o pereche de papucei pentru nu știu care coleg sau nu știu care văr de-a lor. Ne-am strâns cu toți și acum mă trec emoțiile când mi-amintesc de acele rânduri scrise de copii. Ne-am strâns cu toți, am reușit, am pus și noi de la noi niște bănuți, am luat acele cadouri. Directorii de școli s-au mobilizat și au reușit să strângă și ei câteva pachetele și am avut și agenți economici care au venit și au cumpărat acele cadouri. Am anunțat copiii, acolo unde am putut identifica că unii nu și-au scris numele, deși noi am solicitat, nu și-au scris numele pe bilețele, dar pe cei care au identificat,
i-am chemat aici și de la Căsuța Moșului, de la Moș Crăciun, au primit acel cadou, poate, care îl așteptau de mult timp sau de mulți ani. Nu știu câte cadouri, nu cred că are rost să vi le spun, dar foarte multe cadouri au fost... Da, deci peste 200, 200 și ceva, 300 de cadouri au primit acești copii. Am organizat festivalul Date și Tradiții Strămoșești, Ursul de la Dărmănești. Am avut aici foarte multe discuții pentru că există răbuitori ca de obicei. Am venit cu element de noutate, am spus să facem acea paradă pentru că ținta noastră este de a introduce acest festival în UNESCO. Dacă nu parcurgem toate etapele, degeaba ne strofocăm noi. Foarte mulți mi-au spus că, de fapt, eu renunț la tradiție. Foarte mulți mi-au spus că nu-i bun acest... Foarte mulți m-au sunat că le-am spus unii sau alții. Am făcut acest festival. Ați văzut acea, paradă. Ce s-a întâmplat acolo pe terenul de sport? Faptul că oamenii... Noi nu facem acest festival pentru noi, ci facem pentru oamenii din Dărmănești și cei care vin să ne cunoască obiceiurile. Au apreciat foarte pozitiv acest lucru și chiar foarte mulți ne-au scris și au spus, domnule, faptul că s-a terminat la 4 și jumătate, la 16:30, un lucru extraordinar de bun, pentru că eu vroiam să văd chata mea din satul meu, dar știind că vine la ora 19 sau 18 sau nu știu când, nu puteam să mai stau. Da? Foarte mulți au apreciat acea paradă pentru că i-am văzut pe toți. Foarte mulți oameni au stat pe stradă și au urmărit ce se întâmplă și după au venit acolo. După evaluările celor de la jandarmi, 8-10.000 de oameni au fost în toată zona asta. Deci e un lucru pozitiv. Am crescut premiile. Vreau să vă spun că am văzut acolo 100.000 de comentarii, unele pro și altele contra vis-a-vis de cine trebuia să ia aceste premii. Credeți-mă, un factor decisiv a fost acele bilețele pe care cetățenii și le-au pus acolo. Dar cu toate astea, am văzut că sunt limite foarte, foarte apropiate unii față de alții. Locul 1 a luat 2000 de lei. Nu știu cât dădeați dumneavoastră în alți ani. A luat 2000 de lei. Locul 2 au fost două locuri 2. Au luat 1800 de lei. Și așa mai departe, cel mai puțin premiu de participare, 1400 de lei. Ținta noastră este să creștem aceste premii, pentru că dacă dăm și noi bani mai mulți, îi încurajăm, îi sprijinim. Îi atragem. Nu poți la o ceată de 200 de oameni sau nu știu câți să te duci cu 500 de lei, pentru că nici să mă ierte Dumnezeu. Deci asta este ținta și veți vedea în perioada următoare. Vreau să facem, ca să putem să intrăm în patronul UNESCO, eu chiar am studiat fenomenul și am spus-o când am avut ocazia. De ce acest festival a luat naștere la Dărmănești? Unii ne-au furat ideea și au spus că la nu știu unde, la Comănești sau nu știu unde. Acest festival a luat naștere în Lunca, în Valea Uzului, peste 2000 de ani înainte. Pentru că aici erau, apărau granițele acestui teritoriu, un trib plătit, care se numea Uzi. Și acești Uzi erau dintr-un trib de turci, foarte duri, foarte, erau plătiți foarte scump, erau niște mercenari. Știți cum îți câștigai meritul, să zic așa, de luptător uz? Ducându-te cu mâine goale în pădure și omorând un urs. Cel care ducea și omora ursul venea, îmbrăca pielea de urs și arăta șefului de trib ce era acolo că este atât de puternic încât a omorât cu mâine goale acel animal care e regele pădurilor noastre, da? Și în felul ăsta aș câștiga dreptul de luptător uz. Și odată pe an, la trecerea dintre ani, o poveste fantastică pe care mulți sunt convins că nu știu. La trecerea dintre ani se făcea o sărbătoare, adică pe 31, trecerea dintre ani, o sărbătoare de recunoaștere a acestor luptători uzi. De asta se face ursul la Dărmănești pe 31 și nu în altă zi, 31 decembrie, la trecerea dintre ani. De asta se joacă acest și credeți-mă, eu m-am uitat la cetățeni, la cei care au intrat în piele, noi trăim lucrurile astea, le trăim. Nu suntem, intrăm în piele pentru că iau 200 de lei sau 300. Nu. Se trăiesc aceste obiceiuri, aceste tradiții și spuneam, a participat o reporteriță, un fotograf din Statele Unite, o doamnă, și spunea, zice, mă uit pe fețele lor. De la ăla de 3 ani care era și ați văzut o poză cu, în piele de urs și cu suzeta în gură, și până la ăla care abia ștâria picioarele de 80 de ani. Deci e o trăire care vine din urma celor 2000 de ani. Vom face un film și cred că vom reuși să facem un film care să pună în practică această poveste, care
trimisă la UNESCO, vine să ne, recunoască acest merit de a duce tradiția asta mai departe. Am terminat. Vă mulțumesc! Sincer, asta este varianta scurtă, cea mai scurtă. Am trecut de 5 ori prin, acest raport și el aici este, ăsta este forma scrisă, da? Și am trecut de 6-a ședință. Mulțumesc, trecem la diverse, dacă mai vezi diverse. O problemă, cu banii pentru combustibil. Nu, chiar e. Așteptăm să vedem cum reușim să primim cotele. Să știți că nu s-au adus la nivel de buget, nu s-a aprobat bugetul național. Și rămintea mea. Deci ca să discutăm foarte deschis, foarte transparent de bugetul 2017. Să vedeți prioritățile, să stabilim prioritățile împreună. Vă propun nu săptămâna asta, dar cealaltă, nu în ședință de Consiliu, ci la o întâlnire, la o cafea, să discutăm exact ce priorități avem, unde ne ducem cu banii, dacă vom mai merge pe sistemul de preluare a apelor pluviale, că m-a întrebat domnul Despa, mai mergem acolo cu șanțurile alea în Poiană sau nu mai mergem? Ce facem? Eu, una din prioritățile mele pe care, la care țin, este ca în fiecare an din bugetul local să alocăm bani pentru asfaltarea măcar a unui kilometru de drum, afară de proiectele pe care le facem. Eu deja m-am gândit, avem o variantă să refacem drumul până sub baraj, deci de la intersecție, de acolo, de la Răchită, să le ducem până sub baraj, pentru că un alt proiect la care țin foarte mult este să declarăm localitatea zonă turistică. Vin oameni acolo la baraj și ne rupe gâtul. Am venit de anul nou cu o delegație de oameni foarte importanți de la București, din țară, și au zis, domnule, barajul ăsta este extraordinar. Mulțumesc lui Cosmin Paierele și domnului director de la baraj că a acceptat și am vizitat interiorul barajului. Dar când am văzut drumul, am zis, domnul primar, ăsta vine la Bnetan, trebuie să găsim. Deci avem zona aia ca propunere. Avem strada Orizontului, de la intersecția cu DN-ul până la, intersecția aici la pod. O altă zonă. Avem zona de la pod, poliție, să ne ducem până la Biserica Catolică. O altă zonă, da? Deci va trebui să vedem unde ne ducem. Cu kilometrul ăla unde ne ducem. Bani din bugetul local. Avem zona care merge spre cabinetele medicale. Suntem la kilometru zero în centrul orașului și mergem prin Bolovani. Deci un kilometru. Eu aș vrea doi, dar n-avem de unde. Un kilometru, un kilometru jumate din bugetul local. Nu discutăm de altceva. Va trebui să punem pe asfaltare. Și da. multe alte proiecte. Propun deci, că fiecare consilier reprezintă o zonă, un cartier de Dărmănești, ăsta până la următoarea întâlnire este timp, o săptămână, două săptămâni. Mai sunt. Să vină cu lista de priorități. Eu sincer le știu. Eu le știu prioritățile. Știți care e problema noastră? Să cădem, să cădem de comina cu oameni. Să cădem. Haideți să împărțim bugetul, să facem în fiecare localitate cu ceva. Ascultați-mă. Varianta, varianta cu a împărți bugetul este o greșeală, pentru că noi suntem atât de săraci încât nu ne putem permite să facem 10 proiecte rele. Vom face 4 sau 5, dar cu impact. Pentru că dacă împărțim bugetul, înseamnă ca la Sălătruc să asfalteze 100 de metri, 100 de metri pe Orizontul, 100 de metri la Brătulești și 100 de metri știu. Nu. Vom pune toți acești bani puțin pe care îi avem în comun și vom asfalta un kilometru. Am terminat de la Răchită și până sub baraj, sau am terminat de la Orizontul, intersecția DN-ului, până aici la pod poliție, sau prioritățile care le avem. Dacă noi am fi mers pe principiul de a pune bucățele, nu terminam nici strada Chimiei, nici Mărguricii, nici... Dar eu am o viziune. Ideea este ca dumneavoastră să reușiți să convergeți aceste idei în lista de priorități ale dărmăneștenilor, nu a cartierilor noastre. Da. Și vă mai spun ceva și chiar în termin să vedeți cât de bine am abordat o problemă a priorităților. Am luat banii punții de la Lapoș și am dus la asfaltare pe strada Chimiei. Și când mă întâlnesc cu consătenii mei, mi-au spus, ne-ați promis că faceți acea punte. Am luat banii aia, că nu ne ajungea. N-aveam cum să asfaltăm pe strada Chimiei. Nu ne ajungeau bani. Și am luat puțini bani care aveam la puntea aia și am dus acolo. Sigur că în 2017 trebuie să le fac și puntea oamenilor, că la ora asta nu au punte acolo și circulă pe la Dărmăneasca, se duc, am văzut consătenii de-ai mei care merg pe jos, copii și ce mai merg ei, că nu-și permit să ducă. Ai puteați împărți în două prezentarea, să pe partea stângă sau dreaptă, da, să aveți realizări și pe partea aia la altă, nerealizări.
Și o treceați pe asta, pe nerealizat, de exemplu. Eu am prezentat raportul de activitate a RBA. Dar în varianta, varianta completă pe care o să-l primiți, veți vedea și ce am propus, sau cum ne-am gândit noi și n-am reușit să... Am înțeles. Dar vă mulțumesc foarte mult, o să vă lasă pe urmă.